De ce? Că clar că e, face parte în aceeași familie de cuvinte. Dar reprezintă lucruri total diferite. Rechizite și a rechiziționa. Deci rechizite școlare sunt, știm cu toții ce sunt rechizitele școlare, da? Compas, echer, pix, stilou, zaruri. Cred că nici Crohmăl, nici nu s-a gândit la această problemă. Așa. Și George Călinescu. Practic a confisca, adică da. Practic rechizitele sunt uneltele prin care părinții confiscă bucuria de a trăi copiilor. Explicați-i. Păi și rechizitele cumva, eu așa pe semantică lexicală, ca să spunem așa, sunt cele care au fost rechiziționate, nu? Adică rechiziționatele sunt rechizite, nu? Eu știu, înțeleg ce... Stai să vedem ce are și Dragoș de zis în legătură cu asta. Dat fiindcă ultimul interes erotic al dumnealui era din cadrul învățământului, practic. Care ultimul era? Primul. Primul? 1000 de ani. Prima fantezie. Dar ce mă ținem, tu n-ai avut, nu ți-a plăcut ce profesoară la școală? Păi și atunci ce dai așa de parcă? Și acum la ea. Care? Profa de? Deci nu știu, deci dacă s-ar fi gândit George Călinescu la asta, n-avem. George Andreescu se gândește și... Dar unde suni dacă vrei să afli lucrurile astea? La urgențe. La 1-1-2. Rechizită. Oamenii de la Academie, spre exemplu, da? Primezi niște bani, corect? Da, da, da. De la stat, corect? Da, deci, ar trebui să fie un număr, adică, bă, sunt mulți la Academie, să facă și ei cu schimbul, la cât sunt, cred că ar fi unul la... Într-un an ar fi unul la... 100 de zile s-ar schimba, știi? Deci, adică ar fi tura una cu 100, știi? În textele de la Tătelu din cartea normală, așa, respectivă. Da, trebuia să ajungem acolo. Păi nu, că am dat o glumă în direcția asta. Unde suni? Nu, în zona asta. Că ar trebui să se inventeze și muzee de urgență. Că dacă ai nevoie neapărat la una noapte, bă, trebuie să mă duc la un muzeu. De ce nu sunt muzee de urgență? Adică să fie deschis și noapte. Bă, trebuie neapărat să mă duc la un muzeu să văd un Tătărescu. Băi, de ce nu sunt muzee de urgență? Adică te duci la... Ai intrat vreodată... Când ai nevoie, te duci la muzeu să fie deschis. Dar tu ai avut vreodată vreo carență de artă? Dar a trebuit imediat să faci o perfuzie de tot artă, timp. De abstract? Tot timpul. Mai ales de abstract, expresionism. Da, tu ai carență de normalitate, dar asta e altă discuție. Dar tu n-ai carențe culturale? Nu simți urgențe culturale? Deci numai lipsuri am. Da, nu te simți tot timpul... Poți să scrii undeva? Pe bune, dacă chiar vreau să întreb lucrul ăsta. Am eu adresă de e-mail, nu știu. Adică poate cineva să ne lămurează, lăsați-mi comentul. Întrebarea rondacademie.ro sau... Da, era, nu știu dacă mai există, dar a existat emisiunea lui Radu Paraschivescu despre greșeli din limba română și cred că puteai să scrii la... Era la Digi, cred că. Era pe Digi pe undeva, nu? Da, și au scos-o. Și mai era una la TVR, cred că ceva, o pastilă de limbă, cred că se mai poate scrie acolo, cred. Dacă m-ai întrebat, am încercat TV să-ți răspund. Eu o să fiu cinstit cu voi. Câteodată, deci până acum n-ai fost. Rare ori. Eu o să fiu cinstit cu voi și o să vă spun că, și mi se pare o chestie de bun simț, când nu sunt sigur pe vreun cuvânt, pe un număr de I... Și scriu ceva, am ceva de scris. Stai un pic, dă drumul la film fără sunet. Fără sunet. Bine, mersi, da. Super. E foarte fără sunet. Nu, că nici nu m-am întrerupt, adică pula mea, așa, până la urmă, de ce să nu... Așa. Când nu sunt sigur, eu intru pe net, știi, și verific. Așa mi se pare firesc, adică mi se pare de prost... Tu știi că te poate păcăli, că Wikipedia nu este certificată. Nu, am dat un exemplu. Sunt niște, asta vreau să zic, că sunt niște site-uri și forumuri astea. Dex. Care mereu aproape... Nu, Dex. Dex sunt de la diacritica.ro. Foarte bun. Sau... Da, mi se pare că au un ton din ăsta condescendent. Nu, și de fiecare dată când intru, mi se pare cumva că mi se sugerează, cel puțin în subtext, așa că sunt prost și agramat. Am senzația asta, adică știi, când nu știu să zic ceva, mă gândesc, iar intru la aia să mă facă de căcat. Și e un preambul din ăsta în care, nu știu, ți se explică cum fac că ești prost și după aia... Măcar să se numească cinstit, fute-mași pornografia ta.ro. Gata, pus! În cazul tău, cred că urățenia e în ochiul privitorului. Adică tu te simți vinovat. Ea da, mă simt. Păi asta zic, ea nu transmiți, se pare ție, te simți tu încărcat de vină. Nu te simți vinovat când intru pe Dex online, nu.
Câteodată mai dau vina și pe limba română, dar știu că n-am dreptate. Și o ba da, ba da, nu, limba română este o limbă complet a normică, ca să zic așa, atipică, anomică. Să zic, nu e atipică. Atipică, oricum e atipică, dar nu, are foarte multe excepții. Da, inconsecventă, inconsistentă. Da, și noi n-am reglat toate, adică asta e o realitate, noi n-am reglat toate lucrurile din limba română, în timp ce engleza o are reglată, dacă ar fi să româna nu are. La limba română, care ar fi? Limba română. Bă, am multe de reglat. Aș scoate prostia asta cu pleonasm. Ai căzut jos. Pleonasm, dar ce, poți să cazi și sus? Băi, eu am și o explicație pe care am dat-o de mult. Chiar voiam să propun academie. Stai, mă, că n-am terminat. Da. Mamă, dar nici n-am apucat să deschid gura. A fost mușat ca pistolară. Stai, mă, zbii, că n-am dat, lasă-mă. Trebuie să fim un defensiv mod cu tine. Să zic. Pentru că chiar am propus treaba asta la revista... Oarecum de succes așa, la care am lucrat Academia, ca să avem cu n-a ascultat nimeni. I-am zis unui coleg, nu-i dau numele, care era și filologist așa, că propunerea mea să se scoată ideea de pleonasm și să se înlocuiască cu complement intern. Mai țineți minte ce e complementul intern? Băi... Gicu știe. Da sau nu? Zim într-o frază, nu mai țin minte definiția. Am dormit un somn de 4 ore. Da. Și nu este pleonasm, este o exprimare care completează ce ai vrut să zici. Adică nu mi se pare aberant să zici, am dormit un somn de 4 ore. A, dar ce poți să dormi? Nesomn? Sau, știi cum sunt ăștia care îți dau peste bot? Da. Dar ce poți să cazi sus? Da, poți să cazi sus, de exemplu. Că dacă în avion, dacă se depresurizi căcatul ăla și cazi în sus. Da, să mor tu, că uite că se poate să cazi în și sus, boule. Cazi înțelegi? Undeva... Știți deștepții ăștia care ți-o dau întotdeauna? Da, da. Ieri am căzut jos, să mor tu, că ai căzut, că puteai să cazi și sus. Da, puteam să cazi și sus într-un 747 Boeing. Căzut jos întregește și imaginea faptului că ai căzut de tot. Bine. Înțeles. Mie și asta îmi sugerează că pot să cad gen să mă împiedic să pun o mână jos și să nu cad jos sau pot să cad pe jos exact. Cu totul. Și am căzut pe jos, e și mai definitiv față de am căzut jos. Am căzut pe jos, e gata. E pe jos, e final, s-a terminat. Întrebare, unde ar putea să cadă mușat? Nu, hai să rezolvăm problema. Hai să sunăm la academie. Poți să cazi și sub dacă cazi într-o groapă. Da. Eu de 20 ceva de ani încerc să rezolv această problemă a limbii române și nimeni nu mă ascultă. Dar nici n-am unde. A sunat la Cățavencu, dar nu a răspuns dar se nimeni. Dar lucrează? E un grup de cercetători care stau cu pixul pe foaie zi de zi și... Nu cred. Dar n-ar trebui? Adică ăla la Academie, că vine să-și ia fluturașul de salariu la finalul lunii, știi? Dom'le, ce ați lucrat luna asta? Păi am lucrat pleonasm, am lucrat... Deci am avut uite, ca să-ți dau un răspuns la asta cu... Ca să-ți dau un răspuns la întrebarea ta comică... Cineva lucra pleonasmul ăsta aici. Ca să-ți dau un răspuns la întrebarea ta mai practic, am avut o fată care când avea această problemă o suna pe mama ei, care era o foarte profesoară de limba română. Erau foarte profesoară. Nu vreau să zic exact. Avea o funcție în cadrul limbii române, ca să zic așa, și suna. Și lucra la DICOT. DICOT deci limbii. Era limba limbii române. Statul era... palmă DICOT. Și asta și este un titlu foarte bun. Foarte bun, o să apară la palmă niște stand-up-uri, probabil. DICOT e un titlu foarte bun. Mă, mie îmi place că tot i-am văzut cu coada ochiului pe copiii ăștia. Da, da. Și sunt, se spune, călăreții... Nu știu. No. Apocalipsă. Aveți vreo glumă sau că dau eu? Zi. Eu am o analiză. Te rog. Analiza mea este că stilurile de bătaie au fost alese foarte bine în raport cu ce se întâmplă. Fiți atenți aici. Dar stai să precizăm deci despre ce... Stai. Zi. E un video de TikTok. E un video de TikTok, da. Foarte bun. Așa. Atenție. Deci, avem prima oară, da? Stai, să începem cu foamea. Pe piesa lui Dani Mocanu. Foamea, da? Da. Foamea ți-o dă la joale așa pe jos. După aia vine sărăcia care face niște scheme de rea prin aer. Necazul care îți dă bucăți largi așa. Amărăciunea ce care, dă te, pe la spate. Care te toacă cu pumnișoare. Nu, dar zic că dă cu spatele. Ai văzut amărăciunea la asta? Păi nu, amărăciunea dă și cu spatele. Și nu așteaptă să termine amărăciunea. Da. Vine și ia uite, necazul, bam, bam.
Și amărăciunea am și paguba vine în paguba ce... dă numai de sus, așa. Paguba dă numai ciocare de sus. Ați terminat? Da. Ca să dau eu gluma. Zi-ți gluma. Bă, acesta este cel mai bun exemplu că... Deci o să vi se pare că e deplasată... Nu comparația, ci observația mea, dar este foarte, e cea mai bună observație posibilă care se poate face. Vă rog să mă iertați pentru sinceritate. Este cea mai bună dovadă că coaliția PSD-PNL este compusă din cretini. De ce? Nu râde Gicu că așa este. Știți că idioții, așa e, idioții de la PNL și PSD au zis că vor să reglementeze TikTok-ul. Aceasta este cea mai bună campanie pe care o putea face un partid politic în această campanie electorală. Foamea, sărăcia pe care o bate TikTok. Deci ei nu sunt în stare să facă un video de TikTok atât de bun și vor să interzică TikTok-ul. Asta este dovada de cât de proști sunt. Deci ați văzut vreun video inteligent în campania asta electorală? Ăsta era cel mai bun video, frate, pe care putea să-l facă PSD-ul, care e partid de stânga, că se luptă cu sărăcia, rupea, înțelegi? Nu! Eu îi căutam venit... pe ăștia, le făceam video cu mine în ăsta campanie electorală. Bros! Și atât, eu doar mergeam, nu știam nimic, fără slogan, fără nimic! Îi lăsai pe... sau te bagi, te filmezi pe green screen și te bagi singur aici. Asta este astăzi dovada că TikTok-ul este mai deștept decât toți proștii de la PSD și PNL și aici au zic din toată inima, chiar vreau să fac un video, nu se poate. Cine a venit, mă, să interzică TikTok-ul? Fostul ministru al culturii și Aleș Bogdan, interzic TikTok-ul, bă. Faceți, bă, un video mai deștept decât ăsta, bă, că l-au făcut niște copii, care este extraordinar de potrivit pentru România. Are și view-uri, bănuiesc, nu? Cât are, Denis? Bă, asta este, bă, cea mai, deci asta este cea mai bună campanie electorală pe care putea să o facă dacă erau vreunul deștept la aceste partide stat, înțelegi? Asta e, bă, dovada, că nu poți, nu poți, bă, cu ăștia. Dar eu imaginez că ăștia sunt într-o chipările, nu că se luptă cu... Toate... Da, se luptă cu... Eu n-am înțeles. Nu contează. Asta. Nu, nu contează. Păi nu, eu zic că astea sunt da, într-un... păi da, și tu ești... Personificarea. Păi da, la, poți să zici că la se bate. Nu contează frumusețea în ochiul privitorului, cum se zice. Și aici a necazul e în ochiul privitorului. Bă, cu TikTok-ul am vorbit. Nu, șmecheria, dacă vrei, da, dacă vrei ca să fie și ca să ne întoarcem și la niște valori tradiționale, ei fiind întrupările acestor stări de fapt care ne chinuie pe noi toți românii, tu stai în spate, te uiți la sărăcie, foame, pagubă, amărăciune, necaz și după ce fiecare își termină rutina, te apuci și bați ca orice părinte care își iubește copilul, te apuci și bați, îi dai cap în cap. Futu-s ceara, mătii, dă copilul, amărăciunea, faci ce zic eu, da. Și cumva tu bați și foamea și sărăcia, păi și astea. Asta tu bați, asta... deci asta e cel mai bun video de campanie ever pentru un partid de stânga și de dreapta mergea de fapt. Merge la orice partid, nu s-au gândit. Ei vor să interzică. Ce vă spune asta despre oamenii care ne conduc? Bă, eu am discutat destul de pe larg treaba asta în OnlyFans. Te rog. Și mi se pare că e ca și când tu ești într-o cursă, să zicem, de atletism, da? Și ai și garduri, știi? Și tu ai trecut prin toate gardurile, ți-ai băgat pula în ele. N-ai sărit niciun gard, ești rupt, ești cu genunchii rupți. Apropo de ce ziceau ei cu aur, că aur, de fapt, păi a da, preluat astea și că sunt mesaje nocive, extremiste, știi? Și după ce tu ai fost în cursa asta și ți-ai bătut joc, la final zici, bă, știi ceva? Ar trebui să desfințăm gardurile. Păi că da, nu sunt corecte, doamne, gardurile. Păi nu sunt, uite, corecte. Am probat să numește 100 de metri gard. Ne-am făcut varză în gardurile astea, ne-am rupt genunchii. Pe la ei proba de 100 de metri comunicare. Nu sunt în stare, adică, s-au împiedicat în gard. Eu sunt, că am mai avut discuția asta, eu sunt de acord că TikTok-ul este foarte ușor manipulativ, fiind controlat de niște... Știi că nu sunt state, de acord. Stai un pic. De un stat... Opinia ta. Nu opinia mea. Eu nu sunt de acord. Aparține statului chinez? Nu sunt de acord cu aceasta. Aparține unei companii din China? Am mai avut discuția asta. Aparține unei companii din China? Băi, mușat. Compania din China aia este răspunzătoare în fața guvernului chinez ca toate companiile? Da. Nu mă poți convinge că ăia cu acest video ne fură nouă datele și că-ți fură ție datele că te-ai uitat la... Nu cred în chestia asta, mi se pare... Bă, dacă era... E vorba și de cum gestionează fluxurile de informații, mai multe chestii. Eu aici, pe la necaz, am simțit că mi se ia CNP-ul. Bă, eu când am intrat... Lucru, dacă în America, de exemplu, sau în România, dar în lumea vestică, cel mai vizionat post TV din America, da? Era un post TV chinezesc, bro, sau rusesc. Așa. Da? Păi nu, în America, stai, ce vrei să zici? Asta este cel mai vizionat
Nu, eu zic că TikTok-ul a devenit, da, ca instrument de entertainment, cel mai folosit instrument în lumea vestică. Are 170 de milioane de utilizatori, da, și se pare, în America. La Europa, raportat la populația României, în România, o chestie foarte prost exprimată deja de la peste perene, este, are procentul cel mai mare de utilizatori versus populație. România, în țările europene. Așa, și? Și eu spun că dacă aș fi un stat adversar, să spunem așa, care ar avea control asupra fluxului de informație în cel mai vizionat canal de către lumea vestică, da. Okay, bine. Cel mai probabil aș face într-un fel să-mi ating cumva scopurile de a destabiliza, de a ce trebuie eu să fac. Wait a minute, stai așa. Că ai deschis o discuție foarte largă pe care vreau să o avem. Nu că nu vreau să o avem. Stai un pic, paranteză. Da, am mai avut-o. Până să avem discuția asta, în care sunt total de acord să mă bag și să întrerup. Băi, lecene. Tu ai observat, bă, Dragoș, că de ceva vreme, știi că mai vorbeam noi când lucram la antene atunci, a candidat Iohannis prima dată. Și ziceam eu, bă, Dragoș, ia uite, a descoperit PSD-ul internetul, deci... Tu observ că la ceva PSD-ul pare că descoperă internetul? Bă, ei practic... E fix asta. Corect. E foarte corect. În 2024, PSD a descoperit din nou internetul. Ei, așa este. Aproape foarte corect. Ei încearcă să justifice de ce n-au muncit. Asta de fapt e. Ei n-au muncit, e ca și când ești, nu știu, tu trebuie să dai cu târnăcopul și spui, domne, după ce nu ai să faci deloc, zici, bă, domne, târnăcopurile astea, domne, târnăcoapele astea, uite, nu-s deloc. Nu-ți deloc ce trebuie, domne, nu fac bine, domne. Păi hai să luăm acum să analizăm declarațiile așa zișilor oameni politici, așa zi. Gândire out of the box. Cum să reabilitezi imaginea lui Klaus Iohannis? Nu știu, au fost clipurile alea pe TikTok în care cântă la informația de muzică populară. E senzațional asta. Ăla, 1, 2, sex tape. Așa... Dacă faci sex tape... A, cu Iohannis? Ăsta funcționează, da, cu Iohannis. Cred că funcționează mai bine pentru Joe Biden. Dacă faci sex tape, că pare așa bătrân... Dar nu are sens la Iohannis. Pentru NATO zici. Pentru NATO zici să faci... Că nu are, ce să facă în România. A luat toate funcțiile maxime. N-are. Sex tape bus. Nu mai e. Face sex tape Iohannis... Pentru NATO. Ea mai rămas. Pentru NATO, da. Eu sunt de acord. Nu? Asta era teoria de la Cațavencu. Mi-aduc aminte că erau acolo niște boși mari, isteți așa, bubuia mintea. Și a păruse... cred că când a fost scandalul cu Emil Constantinescu și cu Rona Harner. Și asta era discuția în redacție. Foarte bine acolo, se pare că poporul român place să aibă președintele amantă, că e viril. Și ei la români, că sunt țărani românii. Să aibă acolo, e de bine, lasă că e de bine. Asta era teoria. Deci că e de bine să dai la... Eu înțeleg. Da, presupusa relație cu Udrea, al lui Băsescu, i-a făcut oare mai mult sau mai i-a făcut bine sau rău în cariera politică? Bă, tu n-ai văzut-o pe Udrea pe Viu. Păi nu zic. Ba, nu, da, eu am văzut și eu. Stai așa, eram amândoi. Eu nu judec că în privința asta există unanimitate, stați un pic, că nu. Bă, nu, realitate peste unanimitate. Nu mă voi poziționa adversarial în discuția asta. Nu am văzut vreo poză, chiar și cea mai reușită poză e una a Lenei Udrea. Nu, e una reușită. Nu există poză care să-i facă cinste persoanei reale Elena Udrea. Ba nu, este una, poți să o cauți, Denis, e una în care are o fustă albastră mini și este cu cocoș. Ia caută, Elena Udrea cocoș. Nu, acolo e o poză, chiar o reprezintă bine și în realitate, într-adevăr, e mai bine decât poza, dar e o poză care... Eu țin minte și acum acei pantaloni albaștri în care a venit când... Așa, stai să nu pierdem ideea. Deci, Tudor, da. Asta cu statul care... Nu, e într-un mini. Așa, zi repede, că am mai avut discuția o dată, să nu plictisim. Asta e singura nu chestie. Nu vreau să discutăm repede, vreau să discutăm așezat. Nu costum de boală. Sunt două lucruri aici. Hai să luăm declarația omului politic român, care a zis că TikTok-ul este o platformă pe care se promovează mesaje din astea. N-aș parli. Bă, nu e vina platformei că are succes și strecoară unii acolo chestia. Nu poți să desfințezi un lucru care funcționează pentru că unii mai reglezi treaba aia, nu știu cum, dai și tu mesaje. Nu poți să interzici platforma. Asta era o direcție. Eu nu apăr ce au zis ăștia. Ăștia au zis o chestie foarte tâmpită. Sunt două. Au zis niște lucruri. Am vrut eu să le reg... mai bun caz într-un mod foarte prost. Da, stai că n-am terminat. Am zis că sunt două lucruri. Tu te bătai. Nu e asta. Nu vorba de asta. Mă gândeam cu voce tare. Scuze.
Și mie deci nu-mi asta... plac blondele. Deci nu-mi plac blondele. Elena Wood. Zi, te rog. Deci asta cu declarația trebuie analizată foarte serios, pentru că bulangii ăștia vor să facă ceva ce nu este corect pentru poporul român. Du-te, bă, de aici, oamenii vor să se distreze. Ia uzi, Denis Mocanu, Dani Mocanu, bă, nu poți să interziști poporului român să se distreze pentru că pierzi tu alegerile. Du-te în măta, ar fi un răspuns civilizat. Da. Nu mie, mie manelele la care vreau să mă uit, că lumea vrea să se uite la treaba asta. Stați așa o secundă. Una este ce trebuie să facă statul și căcatul România Educată și ministra Analfa Deca, care ar trebui să promoveze cultura, și altceva lucruri la care se uită românii. Nu poți să interzici românilor. Bă, dacă aia le place, nu poți să interzici. Nu e ok. Nu e ok, dacă exact cum a zis. Ca și cum ai interzice muzica country în America. Bă, stați așa că promovează mesaje conservatoare muzica country. Că nu poți să zici că muzica country e mai bună decât manelele neapărat. Ceea ce spun eu este că ambele poate să nu fie ok. N-am terminat, stai. Poate să nu fie, adică nu e ok să interzici. Da, nu, suntem de acord. Dar poate exista platforme de acord, care aici. Nu sunt ok. Aici vreau să te contrazic. Adică ambele poate să aici fie adevărate. Deci la prima am fost de acord amândoi. Da. Și eu da, am fost de acord cu tine, sunt de acord cu tine. Și la mai încolo să fac o reverență către voi doi și ceilalți colegi pentru această emisiune extraordinară. Și o să vă explic de ce. Dar puțin mai încolo. Asta cu platforma care e chinezească și care ar putea să facă nu știu ce, bă, în asta eu nu pot să cred neapărat, pentru că plecând de la premisa neapărat că guvernul Chinei acum o să ne facă nou un rău. Băi, frățioare, sigur că există războaie, stai așa, poate să fie războaie informaționale. Evident că guvernele încearcă să se călărească una pe alta și sistemele se bat între ele, ăla democratic, ăla mai puțin democratic. Dar dacă... E o platformă care funcționează. Plecăm de la premisa că ea vor neapărat să fure datele americanilor. Stai, cât timp Facebook face același lucru? Nu e ok. Nu e același lucru. Ba este același lucru. Ba, că dacă fură guvernul american e mai ok. Bineînțeles că o chestie diferită. Dar nu sunt de acord. Ca cetățean al planetei. Bineînțeles că e o chestie complet. Dar nu sunt de acord. Tu care ești pro-vestic. Și sunt profund provestic. Adversarial, da. Versus Rusia, versus, da. Versus sistemele non-democratice. Păi da, dar nu poți să tai... Îmbrățișezi cu atât de multă, nu știu, credulitate, faptul că ea n-au nicio agendă, n-au nicio nimica, cenzura în condițiile care sunt cea mai utilizată platformă socială din lume. Păi da, da. Asta mi se pare păi ciudat. Păi da, da, trebuie să folosești tu mai bine decât ăia. Acum, desfințăm doar că e chinezească? Stai un pic, Dragoș. Da? Nu, stai un pic, stai. Nu. Dincolo de sensibilitățile personale pe care probabil de la un punct încolo le împărtășește cu tine mai mult sau mai puțin Dragoș, că altfel dacă ar fost era viral pe TikTok. Chiar a devenit viral. Știu, da, taci. Apropo de... Sunt împotriva cenzurii. Taci din gură, vorbesc că nu vreau să te aud absolut deloc. Suntem împotriva cenzurii. Deci... Lăsând sensibilitățile personale, bă, există niște principii care sunt dincolo de sensibilități personale și una este libertatea de exprimare, bă, și cenzura asta tâmpă, adică... That's it. Uite, bă. Termină, bă. Deci tu full screen la asta întâi, dar nu e vorba de cenzura tâmpă, gicule. De ce Rusia folosește V-Contact și nu Facebook? De ce China a interzis Google-ul până în momentul în care Sergei Brin și Colan au venit și au fost dispuși să livreze un Google chinez cenzurat? Nu ne-a arătat picioarele. De ce? Adică, bă, libertatea de exprimare, chestia asta se întâmplă într-o anumită paradigmă. Și când ai o forță străină și Telegram și alte chestii, niciunul dintre statele astea nu permite forțele externe adversariale. Mi se pare corect. A? Nu vezi că principiul e greșit? Ba da. Cum funcționează lumea, că așa dacă idealizezi și cum ar fi corect de viața pe pământul ăsta, e altă treabă. Asta nu contestă cu nimic faptul că ăștia sunt incompetenți, că nu și-au făcut treaba, că s-au apucat cu 2 luni înainte de alegeri să facă conturi de TikTok acum, care sunt curios oricum cum arată. Noi uite, o să ne căutăm pentru următoarea ediție, să vedem ce a realizat PSD-PNL în astea 2-3 luni, când au pus osul și și-au dat seama că trebuie să facă. Când puteau să facă asta și cu necazul. Și cum e prezentat cu 69 bus, că nu găsește. Și cum e prezentată chestia, deci și așa au și exprimat aproape acești experți în comunicare, Rareș Bogdan și ăștia foști oameni de TV. Dom'le, ori ne mișcăm tare și facem și noi niște conținut ca lumea ca să lămurească lucrurile, ori închidem. Exact. Bă, cum vine asta? Eu aș adică... face... Nu, că e ceva greșit acolo, la capul lor. Sincron, eu aș face o rutină. Sunt imbecili. Da, zis, episodul de Lonely Fest, ca să fac și eu cross-promo, e cu treaba asta. Am idee.
Deci ar trebui să facem un dans de TikTok, că știi că pe TikTok trebuie să folosești sunete. Da, da, am auzit că îți crește viralitatea, da, mă, dacă iei anumite piese. Exact. Și să facem un dans pe marșul prezidențial. Da. Da, cum să se pune asta la, dar la toți președinții același? E același de pe vremea lui Ceaușescu. Da, bă, da, e marșul prezidenței. Da, nu marș trap, dar s-a făcut. Aroganța e să-l faci, aroganța e să-l faci pe ăsta. Uite. Manea. Nu, cum dar s-a făcut, sigur. Stai, s-a făcut aia cu Șoșoacă, am dat-o. Și-a făcut Șoșoacă asta. Nu, dar noi facem la Iași acum. Dragoș, la 3. 1, 2, 3. Dă-l pe ăla, că putem să dăm. Șoșoacă, Iași, paradă, da, nu știu. Ne-am uitat păi asta zic. Păi da, s-a făcut într-un fel. Și-a făcut ea marș personalizat. Țărănete. Așa, mai departe. Hai, dans! Lăsa să se pună, să se pună la anunț dansul prezidențial. Adică e acolo, cred că se face. Stop. Trompetistul e extraordinar, absolut extraordinar. Ascultă doar trompeta. Am ascultat ce ritornele face. Am ascultat un pic. Ce? Da, 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 e din dansul pinguin. Doar trompeta. Da, 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 da. Dar e sunat dansul pinguinului ăsta. E un mashup. Adică nu-i departe. Bă, TikTok, atenție, adică, bă, vezi, ăștia știu să folosească, mă, îmi pare rău. Tati! Bă, știi sau nu știi? S-a pișat și că buz pe PSD. Mă scuzați, acum hai să discutăm în termen de succes, hai să lăsăm vreo jala. Da, da, cum ai zis tu, sunt bătăria, oameni de comunicare, da, aia, frate. Bătăria pentru social media e pierdută în fața aur și sos. Faptul că e pierdută poate duce la aceste aberații, să închideți, să reglementeze TikTok-ul. Bă, da, bă, nu stai în stare să reglementați n-o să fac prețul la nimic. N-au voie, mă, stai, că ei n-au voie fără europeni. Adică ei se roagă de europeni. Bă, eu aș mai reglementa ieșirile astea publice, domnul Rareș Bogdan, să-mi bat pula în gura. Lasă-mă că el e gangsta, l-am pus, e top G. E ca frații tăi, e top G, mă, lasă. Da, mă. Are ceas, are mașini. Exact. Bă, nu, pe exact ca frații tăi. Are ceas, dar nu știe care e ora exactă. Asta e, și la Loni. Și se și laudă că are bani. E top G. Adică se laudă că are bani, că de obicei dai mai așa. Exact. Face interesant. Tare spusură. Hai să vedem asta, bă, asta cu NATO. Ia, hai să vedem prima știre. Stai o secundă. Asta e știrea stai, aia stai, care ne-a bucurat cu toții. Stai, bă, un pic. Vreau să zic. Într-o noapte am stat și m-am gândit la următoarea chestie și vreau să o vă zic. Adică, înainte să ne despărțim, să se încheie emisiunea, să o zic mai înainte. Mult, să nu se sperie lumea mai. Nu știu, de... zic, în caz că iar ne certăm. Aha. Și iar se închide emisiunea. Dar nu ne-am certat. Nu zic. Am zis așa, asta și m-am gândit și vreau să vă felicit și să fac așa, foarte serios acum, o reverență la adresa voastră, că sunteți cei mai buni colegi de glume și asta e cea mai bună emisiune din România. Raportat la tot ce există. La discuții generale, este cea mai bună emisiune și faceți o treabă foarte bună, fără glumă. Mulțumim, nu există, nu glumesc, nu e nicio emisiune la televizor la fel de bună și de deșteaptă și nici pe internet nu e una la fel de bună și de deșteaptă care să acopere tot. Mi se pare discursul ăsta generalitate. N-am terminat. Fac o pauză să se laude singur. Păi noi n-a laudat nimeni niciodată. Nu există, noi suntem gunoiul internetului. Tu ai văzut cineva să zică... Nu, dar ai văzut cineva să zică... Noi internetului scris cu majuscule. Deci, bă, ați văzut pe cineva de la televizor să zică, bă, cea mai tare emisiune care există în România este prostia aia cu aia trei tâmpiți de la Happy Fish la cererea nimănui. De fapt, râdem, recunoaștem, ne uităm la ea, dar nu recunoaștem, nu spunem nicăieri că ai cea mai bună emisiune de umor din România. Umor social-politic, atenție, nu e simplu să faci chestia asta, că nu sunt în stare. Pune-i tu pe 7.000 de oameni, alții care fac view-uri pe net, să-ți o facă pe asta. Mi-a zis o doamnă foarte celebră din televiziunea românească, așa, că este singurul lucru la care se uită pe internet.
Dar nu vreau să zic ca să nu... Dacă... Să zic că ea aici, dacă vrea la un și moment eu aș vrea să vă mulțumesc că facem această emisiune împreună. Serios. Tot și dacă la acest moment de autoreflexie. Nu, stai. Eu îmi propun încheiat, niște lucruri pe care vreau eu să le îmbunătățesc de acum încolo. Eu vreau să vă mulțumesc. Nu, nu, te rog, nu. Nu. Aș vrea să nu îmbunătățim nimic, te rog. Nu, nu. Fără îmbunătățiri la ce vă spun. Nu. În primul rând asta cu vorbitul peste aș dori să... Mă dorem. Nu, alta e chestia. Nu, deci eu... Eu vă mulțumesc. Nu, eu vă mulțumesc acum. Nu, dragul, totodată... Eu îți mulțumesc și ție și lui Tudor. Câteodată mă aprind, câteodată mă aprind destul de tare. Nu mai, și, nu, și câteodată îmi pierd. Nu strica emisiunea, lasă-o dracului. Nu explica. Exact, lasă-ne în pace, nu mai îmbunătățești. Deci, pentru că și nu sunt bou. Asta e farme cu emisiunii. Și cel mai bou. Dar asta e farme cu emisiunii și e cea mai bună și cu asta închei. Bine! Și doi, vă fut în gură, mergem mai departe subiectul. Da. Asta vreau să vă bine, zic. Bine, gata. Cert e că eu, unul, încerc să mă auto-îmbunătățesc. Nu, te rugăm, nu. Nu? Las-o așa. Doar mai prost de aici încolo. Las-o așa. Asta e știrea la care acum un an ne-am bucurat. Eu unul m-am bucurat. Da. Văzând că guvernul apărării a crescut PIB-ul la guvernul a crescut bugetul apărării la 2,5% din PIB și cumpără arme de 10 miliarde de euro. Uh-huh. Deci asta a fost știre de acum un an. Și acum, Denis, te rog frumos, știrea de anul ăsta. România codașa Europei la cheltuieli pentru un armare, deși are un război la graniță. A cheltuit doar 1,6% din cele 2,5 din PIB. Iar 60% din buget merg pe salarii și pensii militare. Bă, voi știți senzaționalul autor de science fiction, John Scalzi? Iar a venit Gicu cu unul de ăsta. Nu, 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 că e foarte mare. Nu, 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 e foarte mare numele ăsta. Ăștia care citesc science fiction știu exact. Cred. Au acolo, ăsta a scris o carte care e absolut senzațională, se numește Războiul bătrânilor și principiul ăsta. Ești oricum bătrân și nu mai ești de folos societății, te ia, îți mai pune o mână robotică, un picior robotic, te droghează și te trimite la război, boss. Și sunt... Dacă poți să care arma, și război okay, interplanetar dar... între contingente întregi de bătrâni drogați care se bat între ei. Tu n-ai făcut armata. N-am făcut și nici știi nu l-aș jupătat. Cât te trage mitraliera aia de gât în jos? Doar mitraliera care are știi, 4,5 și dacă, kilograme. Și dacă consideri alcoolul 3,5. Drog, tu știi câți bătrâni drogați sunt în armată? În deci, momentul ăsta. Dacă pui și ranița, și cât e ranița aia? V-am zis, adică eu zic din experiență. Cu pușca trag, armata. Știi că trag cu pușca, adică știi că am. Păi da, da, în război nu stai la tine acasă și tragi cu pușca pe televizor și îmi puși pe aia, înțelegi? Dar nu pe, nu pe televizor. Glumeam, glumeam. Pac, pac, știi? La pac, pac, așa la... Dacă deschide geamul, că trebuie să trag până... Războaiele nu se joacă la, cum se numește, cum se numea la Space, la primul joc. Space Invaders. Space Invaders, nu se joacă la Space Invaders. Teritorii. A fost înainte. Așa, bun. Deci a făcut, Alianța a făcut o evaluare și se pare că... Bă, cel mai grav e că se duce la pensii și salarii. Asta e cel s-a mai grav. Minți, nu, da, s-a cam mințit s-a că 1,6, că sună, știi, 1,6 versus 2,5, sună că ce e așa mare diferență? Da, e gen 40% mai puțin. Da, adică, nu știu, adică n-am, e, nu pot să verific această informație. E, da, e mai un pic peste, cred că vreo 60, da, 40-35% mai puțin. Nu pot verifica această informație, dar sunt dovezile unde sunt. Că văd doar articolul care zice că a cheltuit atât. Poți să zic? Cine l-a hai să mai, uite, hai să mai adică nu chiar surze, sunt, okay. Am văzut asta, e chestie, să nu fie o chestie politicianistă. Actual, așa, 24, că... Ok, hai okay. Să vedem. Buget scrie România, buget armată. Buget în armare. Adică n-am văzut buget, o probă, buget, știi? Apărare, okay. Nu, buget apărare, poți să mai scrii. România, buget apărare. Secret. Da, și secret. Bib, da, secret, da, secret, ca să, da, ved, uite, să ne dea varianta secretă. Și hot news acum 6 zile, Europa să FM. Vedem, da, m-am înțeles, dar să vedem unde. Hai să dăm hai pe să hot news, poate. G4. Păi am înțeles, bun, hot news. Să ne dea fișa. E sub media Alianței de 1,73. Cine a zis asta? Bă, ia uite, foamea, stai, sărăcia. Nu mai jos puțin. Eu aș modifica foamea, sărăcie, nevoie. Dă mai jos. Statistica, uite. A, de ce e o statistică NATO? Da, statistica da, Alianței care se bazează pe datele colectate până în februarie așa. Facsimil, vă rog. E facsimil, avem? N-avem. Ce-am făcut? Ia, dă înapoi să mai vedem la Hot News. Dă mai jos. E normal că e același, că e un comunicat. Dă înapoi la podium să vedem dacă dau mai multe detalii.
A crăpat. Până deci vine. Facsimil, să vedem facsimilul, ca așa... Facsimilul? Facsimilul, da, adică copia pozată a documentului. Documentul, domnule, documentul. Așa faci tu la toate știrile de genul ăsta? Adică în ultima vreme, 17. Da, nu mai înghit căcaturi bă, de asta. Bă, da, are asta, dreptate murșat aici. Bă, asta, hai să vedem asta puțin jurnalism. O chestie concretă. Bă, dragul, pare, ai zis foarte bine. Fi, uite, știi ce dar nu sunt obligat să cred da, asta. Da, nu poți, mai cred nimic. Poți să imit eu o teorie a conspirației aici. Da. Ar fi un mod foarte bun pentru a submina candidatura lui Iohannis, Iohannis. La NATO. Asta așa adică și fost folosită. Adică dacă omul de la NATO ar putea să dea, știi, ar ține cu partea aia la așa altă. Și fost folosită intern, ceea ce mi se pare de căcat, sincer. Adică de ce să-l avem noi președinte la NATO că vrea unul să zică că nu e ok? Dar dacă m-am învățat ceva țara asta, este ca niciodată să nu, să nu subevaluez incompetența și... Da, înțelegi? Deci... Păi aici nu vreau să sub cum ai zis? Subestimez, da. Nu vreau să subestimez lipsa unui document jurnalistic, înțelegi? Nu vreau să subestimez. Nu văd, să vedem facsimile, nu cred, nu vreau. Are dreptate, dragoste. 2024, acum, jurnalism. Câte materiale care au devenit și virale pe internet. Nu ți-au dat discuția. Impresia că ba, sunt da. La pont. Ba, la pont, nu, că mi-au dat impresia. Ia, dar evident că sunt la pont și fără și niște probe. Și chiar nu probe. Vreau să nominalizez. Păi nu, dar noi știm. Exact că mă refer da. Punctual în principal da. La 1. Da. Nu vedem dovezi. Hai să vedem că așa, okay, asta e jurnal. Da, uite, eu îți mai dau un... Asta e opinie, frate. Îți mai dau... Da. Un argument pentru de ce ar fi adevărată chestia asta acum. Posibil să fie, n-am zis ar că nu este. Ar fi adevărată pentru că știrea asta este apărută de 7 zile și orice stat serios care era coi pe investițiile în armată și tot, ar fi zis în astea 7 zile, bă, o sugeți, uite aici investițiile, uite plățile, uite facturile sunt de la rachete și alte chestii. Nu știu dacă trebuie să răspunzi chiar la toate articolele din presă, nu știu dacă e obligatoriu. Da, e un articol important, puteau să dau un răspuns, nu știu. Dar ce mă deranjează este că bă, nu văd o dovadă. Adică vreau să văd jurnalismul până la capăt. Dacă tot vă dați toți numai platforme, jurnalism independent, mamă, aici presă... Ar fi mers o sursă. Bă, tată, dă-ne da. Și nouă puțină informație. Gogu de la Alianță, știi? Ca să-l Gogu de la Alianță, știi? Exact. Bă, alo? Alo? Unde o statistică Alianța, Alianței? Știi? Dar cum ați ajuns voi de la... Și din nou ca la treaba cu zic cu dicționarul și cu astea, unde sun? Așa să sun și eu să verific. Bă, nu mai știu dacă Marco Bello sau Chelemehun, cred că Marco Bello a avut această vorbă care i-a plăcut lui Chelemehun, nu mai știu exact dacă, nu e clar în cartea pe care am citit-o, care avea vorba asta. Bă, dați-mi și mie numărul de la societatea civilă. Care e numărul societății civile? Că vreau să sun și societatea civilă. Foarte bun, nu? Da. Nu e mai bun decât orice vorbă dată de româna chei. Nu știți, da. Mă scuzați. Chiar, cum ai zis, adică ți-am... Da. Unde sun, frate? Bă, sunăm și noi. Alo. Și arătați-ne și nu o să vedem. Titlul ar fi, dar noi pe cine sunăm? Dar noi pe cine acestea sunăm? Fiind spuse, hai să trecem la ora exactă. Știri. Mai serioase că... Bă, mai e ora exactă, nu mai... Am obosit. Nu mai poți suna la telefon. Așa stă româncă. Da. A crezut că Brad Pitt a văzut-o pe TikTok și s-a îndrăgostit de ea, apoi i-a cerut bani. Și i-a dat. Bă, eu aș vrea să fiu atât de visător și creativ, cum am zis că aș vrea să am încrederea în mine ca Iohannis, aceeași încredere în sine ca Iohannis, aș vrea să am imaginația și bucuria de a trăi cumva în... imaginativ, în ludic, să spunem. În mintea ei. În mintea ei, da. Da, tu-ți dai seama ce fericită, tu-ți dai seama, îmi pare rău să zic asta, ce masturbări reușite a avut femeia asta până și-a dat seama de 62 că, de ani. Că ăla nu e Brad Pitt. A avut, cred că până în momentul în care a pierdut banii ăia și a fost o tragedie pentru ea personală, cred că a trăit cele mai frumoase, îți dai seama, ea chiar crezând, cele mai frumoase bă, zile tu, din... Bă, eu mă gândesc la masturbările reușite ale doamnei acum, mă. Bă, bă. I-am văzut asta ieri la Antena 3. Nu neapărat masturbări fizice, Gicu. Nu neapărat bă, fizice. Prea târziu. Lasă, nu mai. Deci la, ieri, nu, fiți antenă. Fiți antenă. Ieri. Fiți antenă, apropo de Antena așa. 3 CNN. Așa. Ieri făceam curat. Făceam eu, dădeam cu aspiratorul. Și ai șters Antena 3 din grill. Nu, era da. Și dădea drumul. Și eu am un televizor într-un loc undeva unde e mai greu să ajung pe la alt. În fine, și dacă caut știri, ăsta e mai aproape, să zic, în grilă și am dat pe Antena 3 și mergeam acolo, eu aspiram, spălam pe jos, dereticam, ca bărbatul în casă. Și era emisiunea de politică de pe la ora, cam
nu era chiar prime time, era pre-prime time. Adică destul de importantă, nu era chiar la miezul zilei. Era pe la 7:30 făceam eu curea, cam așa. Și în fluxul de știri, Ucraina, NATO, foamete, război mondial, au băgat știrea asta și mi s-a părut că au dat-o toți în catering, deci toată lumea râdea în studio, pentru că nu se mai putea obține, au dat și videoul, eu vă recomand și videoul, ca să vedeți pe doamna cum vorbește într-o spaniolă românească, doamna, precizez, nu are dinți, adică e foarte, e mult mai, deci videoul este mult mai revelator, apropo, de ce nu avem videoul, nu e mai jos videoul? Mai jos. Mai jos. Așa, dați, să vedeți, să vedeți de, pentru cine a picat Brad Pitt totuși, asta trebuie văzut. Iar aia de la Antena 3... Păi nu e bine. De aia de la... Fără, în primul rând fără sunet aia și de la... să dăm skip prin clip ca să noi luăm copyright-ul. N-am zis neapărat să... Am nu, să e vedeți. De la region, nu e... Așa, uitați. Atât, lăsați. Uitați pentru cine a picat Brad Pitt. Acum, apropo de masturbări, eu văd altceva, dar nu vreau să zic. Vreau să zic de studioul Antenei 3 se transformase într-o comicărie și toată lumea râdea și era, cred că, cel mai neserios lucru pe care l-am văzut de foarte mult timp. Și cred că și ei au băgat-o, cumva au zis, ia mai dă dracu de știri serios, bagă-mă pe asta cu Brad Pitt. Pentru că a fost complet, momentul era complet neprofesionist, deci toată lumea râdea în studio, era și râsul ăla nervos, că na, când ești în direct ai o nervozitate și pe care o descarci, știți, ca la școală, când îți vine să râzi, aceeași poantă spusă în recreație nu are niciun haz. Țineți minte? Când mureai de râs, nu mureați de râs, să mor de râs ba, în școală? Normal. E, așa era în studio la aia, deci toată lumea... Eu m-am castane de la învățătoare în timp ce glume între ei. Și se făceau să râdă unii pe alții, adică intraseră într-o cascadă de râs și mi se apărea din asta de comedie, adică n-aveam nicio treabă cu informațiile, adică ieșise complet de pe șine și mă gândeam, scurul chiar mă gândeam... Scurul să audiența pe sferturi de oră. Bă, chiar mă gândeam că producătorul emisiunii, cred că au fost, bă, gata, penalizare, pentru că ieșiseră din orice format, nu mai discutau cu prețurile, cu ce s-a întâmplat, cu tremurul de 77, nu știu, de asta, înțeleg? Și râdeau de doamna asta, înțeleg? Și da, aia din studio da, râdeau și se dau glume între ei, badea cu doamna aia care îmi place mie, așa mai e bă, bine făcut așa. Fel, dacă e să judeci cumva da. Beneficiul social, doamna asta a fost cumva foarte curajoasă să spună public că și-a luat țeapa asta. Bă, da, uite, asta adică, e o chestie pe care românii nu au avut. Trebuie, pe româncă. Da, dar tocmai de asta trebuie, e tare. Îți trebuie mult curaj să spui, bă, am crezut că unul e Brad Pitt pe net și i-am trimis $1,300 și m-am prins că mi-a luat țeapă și că sunt... Tu nu vezi, bă, că Nikita vorbește cu Michel Morone și acum. Că sunt prost. Înțelegi? Și nu e bine și eu zis că nu e de apreciat. Vă sfătuiesc și pe okay. Voi să nu faceți. Că problema cu țepele, că foarte multe țepe nu se mai termine și continuă să se propage pentru din cauza rușinii. Că multora le e super rușine să zică, bă... Bă, acum... Nu uite, mai simte când am cumpărat eu aparat foto. Vezi? Să uit când a trântit Gicu, când noi am început să... Dar nici măcar n-am râs foarte tare, pentru că nu puteam să râdem de Gicu. Dar cât de ieftin era versus cât ar care m-a dat vreo, n-ai dat vreo 9 milioane pe el? Nu, boss, nu. 200 ai dat. Nu. Mi-a cerut 9 milioane, dar am ajuns pe la... 200 ai dat. Nu, 160, 100. Dar oricum... Contează. 160 de lei, cu 160 de lei am cumpărat ceva ce putea să iau... Puteam să iau cu 20 relaxat, adică nu. Dar nu, da, era aparat foto? Nu. Băi, era ca un fel de mock-up de aparat mock-up foto. Care avea blitz. Care asta avea la, blitz și blitzul asta, funcționa. Asta l-a fascinat deci pe Gicu. O butaforie cu da, blitz. Și când am, păi când asta, am deschis... Când am cumpărat o butaforie. Când am deschis, era gol. Sau nu, era 2006. Nu era nimic de apărarea ta, Gicu, la faza da, și noi am început să râdem în sediul Pula Fashion, cel mai... Cea mai inteligentă firmă, pe vremea respectivă, așa cum acum. Chiar tricou de pătire dată. Chiar e Pula Fashion, corect. Să reiau, mai am tricouri, dar încă nu le-am pus în vânzare. Mai ții când să relansăm business-ul? Eu lasă lansatul. Ție-ți dau gratis. Ai mari? Cred că mai am niște Excel-uri. Face Dragoș Pula Fashion. Mă asociez cu el, 2005-2006. Scoate tricourile astea, scoate ăsta, Dragoș, bă, să-i dau și lui maică-ta tricou. Erau de-astea negre și pe albastru. Maică-mea vine, vede, zice, wow, bravo copii, cum e maică-mea, bravo da. Copii, în sfârșit, oameni serioși, oameni la casă. Așa era făcut inițial, el da. N-avea buzunar, pentru că când am fost la imprimeria respectivă, eu am comandat
nu știu dacă am vorbit de dimensiuni sau nu, s-au gândit ei. Și când, când am fost să văd toate, erau toate imprimate, nu că unul mock-up. Așa? Da. Exact așa. Așa era de mare. Pula fashion. Dar mie mi se pare unul mai tare cu pula scris mic pe buzunar. Da. Pentru că îl face pomul să se uite. Și asta a fost ideea mea. Bă, ce dracu scrie acolo? Scrie pula păi și da, după aia chiar păi scrie da, pula. Păi da. Asta e chestia, că așa dacă scrie pula, nu, evident. Vezi, păi din greșeli. Da, și îl obligi pe el să dă, se intereseze, știi? Nu se mai dă asta, că e din Croația. Nu e din Croația, este brandul pulafashion.com a fost. Din București. După calea din București, de calea Victoriei. Și dă lui maică-mea, îi dă lui maică-mea tricou și maică-mea știi cum e. Se duce la raportul de garda a doua zi, frumos, cu toți medicii, cu toți colegii. Bine, era și șef de secție atunci. Cu tricou, cu pula fashion și erau ăștia să uitau așa. Tocmai avea niște colegi basarabeni pe una dintre doctorițele care tocmai venise, că nu poți să uit. Să fie... Și da, mă, desese cu pula fashion. Da, mă, da, exact așa era. Drecon, eu râdeam cu Dragoș când ne-am povestit mai mult. Ce se întâmplă aici, doamne? Și pe una din doctorițe nou venite atunci, era, cred că, neurolog, la Slobozia acolo, Argentina, așa o chema. Doamna doctor Argentina. Și eu cred că știu o tipă Argentina. Foarte simpatic. Și ce este asta, doamna doctor? Este noul business al fiului meu. Al fiului meu. Dar cum se numește? Pula fashion normal. Deci cazuistica pe săptămâna trecută. Deci exact ca ăștia la Antena 3, exact așa a fost. Bă, și la Michael. Eu cu tricou ăsta am fost și l-am înregistrat pe Vlăduț. Am zis, bă, la poliție. Și am zis, bă, să uita aia. Stai sigur că stai streaz? Deci una pe streaz? Doamna asta a dat super imagine. Îți dai seama cum te simți câteva zile când ești convins că vorbești? E ca și când nu știi, ai vorbit tu cu păi Emma Stone, mesaje. Știi? Emma Stone te-a văzut, la, știi, că ți-a văzut emisiunile, știi? Doamne, păi nu că i-a dat emoticoane. Zis, te opresc, știi, scrie Emma Stone. Doamne, mi-a plăcut, doamne, trebuia și cineva să-i zică și lui opresc la vreo două. Nu se poate, doamne, să mănânce caracatiță în Grecia și să-și ceară peția specială, doamne, când el e fugar, doamne. Nu există exact așa și e exprimat exact așa în română. Te refer la videoul de pe pagina Tetelu. Da. Ok. Da. Ca să știe lumea cât... Da, așa. Da, Brad Pitt i-a dat emoticoane, că aici doamna a căzut pe spate. Tu câți bani ar face George Clooney, Brad Pitt ăștia, dacă chiar ar fi ei și ar cere ei bani la cucoanele astea? Pentru că după aia nici n-ai cum să-l urmărești în justiție. Da, domne, sunt Brad Pitt, i-a cerut 1500, i-a trimis 1500 și s-a terminat tranzacția. Adică n-ai ce să-i faci. Și poate să ceară probabil la, nu știu, 10 milioane de femei, adică ar face un miliard, adică oricum au foarte mulți bani, dar ar deveni cei mai bogați oameni din lume. Dar e o poză cu, cum îl cheamă pe ăla de la... Așa. Ăla vopsit, nu Boy George. Așa. George Boy. The Cure. Așa, Robert Smith. Așa, și e o poză pe net care circulă. E Robert Smith și unul care zice, bă, aș vrea să... Nu știu, era în comunicare cu el deja și spunea, aș căuta un tip care arată exact ca ăsta. Și răspunde Robert Smith, acum, o fi adevărat, nu o fi adevărat, putem să căutăm pe net. Zice, I'm literally the guy in the pic. Eu sunt. Și vorbea cu el. Deci a existat un caz de ceva, dacă o fi adevărat. Pare adevărat, adică nu era. Dar mai fac, ăștia bun spus. Bă, și ei tot oameni sunt, până la urmă. Bă, adică... asta mă gândesc. Eu la toate pozele... Sunt convins că sunt oameni, frate. Eu la toate pozele cu câini pe care le-am pus la mine pe Instagram, am like de la Billy Corgan, de la Smashing Pumpkins. Când am venit aici, câine. Da. Asta a fost Smashing Pumpkins? La a fost Billy Corgan solo. Da. La Berăria H. La Berăria H. Deci a fost, fii atent, a fost încă o dată. A fost Billy Corgan la Berăria H, boss. Dar de ce n-am știut? Dar am mai la... povestit asta. Da. Și ce era lumea? Trebuia să aibă la arene. Nu prea. Păi nu, că a fost și aia de la... ce? Dacă altă... a fost lumea, a fost arhiplină. Da? La Berărie, da. Dar el trebuia să fie la arene și n-au vândut îndeajuns de multe bilete. Cu o săptămână sau două înainte au anunțat că îl mută în Berăria H. Pentru că era foarte tare săptămâna aia, că luni, seara, era Billy Corgan și marți era Slayer în turneul de Adio. Și era tare că vedeai
Billy Corgan și Slayer. Stai mă, a mai fost... Și după aia, la concert la Slayer, în primele rânduri era Billy Corgan din nou. Deci l-am cunoscut în backstage la el la concert la Berăria H. Mi-a dat follow pe Instagram și după aia ne-am văzut și la Slayer și la Slayer. Bine, dă pe Instagram, mi-a dat like la toate pozele. Dar Billy Corgan, care așa. O are așa gen un băiat, chiar așa e, adică și nu, viața reală. Nu am citit. Adică e un interviu foarte bun. Mi se la Rogan. Are imaginea de Every Guy, așa cumva. Păi Every Guy, dar zice cu Ferrari-uri, cu alea, adică a avut de toate. Zice că he speak după Siamese Dream, literalmente a vrut să ducă să-și cumpere un Ferrari cu banii cash pe care aveam buzunar în momentul ăla. Nu, dar a avut Ferrari, că zicea ceva de genul, când îți aduce aminte de colegii tăi care te buleau probabil în liceu și acum tu ai Ferrari și Lamborghini oricând. Și era chestia asta. Dar a mai fost trupa aia cu Mammals, facem sex like... Blink-182. Nu, boss, Blackout Gang. Așa, băi, au cântat în fața la 20 de oameni. Asta e când au fost la noi, au fost 20 ultima de oameni. Dată, că prima cred dată că în club, fost, nu știu unde a fost. Dar au fost la arenele romane. Nu glumesc. Când s-au și pișat unii pe alții la arenele romane. Da. Adică? Se pișau unii pe alții. S-a suit vocalul pe boxe și s-a pișat pe basist în timpul concertului. Și au mai luat pe unul din public, l-au pus să facă striptease la arenele romane. Blackout Gang. Da. Foarte tare, da. Nu știu, a fost la cluba sau ceva de gen, la Fire, nu știu unde a fost. Au fost hecturi mari, dar au cântat. Bă, au cântat, adică oamenii profesioniști, bă, în Fire, nu știu unde, o chestie de genul ăsta. Hai să-i dăm mai departe. Denis? A, tot dintre știrile importante pe care le-am... Stai o secundă. Cred că ăștia de la Antena 3 se plictisesc la birou. Deci, ieri, emisiunea respectivă, aia în care a dat-o pe doamna asta, s-a încheiat cu... mă, am uitat tot astăzi. Îl cheamă Bed of Roses. Mă aduc aminte prin... Așa, da. Prin, cum îl cheamă? Bon Jovi. Bon Jovi. L-a chemat Armin Van Buuren pe Bon Jovi pe scenă și a dat la Antena 3 în timpul emisiunii, la final, cu asta s-a încheiat. Deci au dat-o pe doamne, a mai discutat că ceva. L-a chemat pe Bon Jovi. Așa s-a încheiat emisiunea cu Bon Jovi la Armin Van Buuren pe Antena 3. Deci cred că s-au săturat și ea, bă, nu mai vreau Iohannis. Bă, dați-mi ceva, Bon Jovi. Aia, mă, Bon Jovi, tat. Aia, mă. Iar stai, stai! Și intrase Gâdea, care urma să-și prezinte cum face care înainte. Care a intrat ca Bon Jovi la Armin Van Buuren. Și era cortina sonoră în spate și ăsta vorbea și zicea așa cum un interviu extraordinar important, avem un sondaj, n-a mai făcut nimeni așa. Și interfera cu zgomotul din spate și pentru că îi rămăsese piesa de la Bon Jovi, a crezut că i-au pus Bon Jovi pe spate și s-a oprit a zis, băi, Bon Jovi pe spate, zicea, nu, a, ok, bine. Și a continuat, dar... CNN, boss. Bă, CNN! Apropo, bă, merită să te uiți, bă, la CNN, să mori, adică chiar am râs, adică a fost o emisiune de umor, bă, bune, cât am măturat și am aspirat, deci chiar m-am distrat la... Cea mai tare chestie cu DJ pe care am văzut-o, pentru că este mega cringe, este David Guetta pe Burjar Arab, nu știu ce, punea el muzică, era și în pandemie, un set de la, nu știu, îl filmau din elicopter și el punea muzică la... Dar nu știu cine pula mea auzea, că da. N-am înțeles, mă, chestia aia. Deci era fără, stai așa, că vreau să zic, deci era undeva... Că ăla are, nu știu, 1000 de metri, nu știu, la etajul în stratosferă, așa. 598. Se vedea atâta, bă, era cât Luceafărul, cât veste mare Luceafărul și erau boxe și jos. Păi îți dai seama unde era super. Publicul? Era înăuntru, în casă, se dar uitau pe terasă. Păi nu era online, probabil. Da, era o chestie de asta online și la un moment dat, în timpul setului, exact, zici că a avut intervenție Ashley Booker la David Guetta, pe bune, deci este. Așa. Următoarea piesă este dedicată lui George Floyd. Ah, da, 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 că a dedicat Stop o piesă. Stop racism, nu știu a ce. A dedicat o piesă lui DJs George Floyd. For United, nu-l mai bateți pe George Floyd, nu-l mai omorâți pe George Floyd, bă, mă rog eu. Și acum... Nu mi se pare așa. Bă, nu, dar trebuie să vezi. Dacă ar fi... Este nucă în perete direct, boss. Dacă ar fi la moldoveni hotelul ăsta, iar zice Harbuj al Arab...
N-are niciun sens. Bă, mergem mai departe. DJ-ii ăștia, gen... M-am gândit, dar nu e Moldova. Yes-o, DJ-ii ăștia, acturile astea mari și așa. Bă, chestii mai lipsite de personalitate. Bă, este o labă totală. Bă, și vocalurile și alea. Deci, efectiv, e nimic. E politica muzicii, în pula mea. Deci... Nu zice nimic, nici muzical. Și vocalurile, dacă auzi cuvintele de la piesele alea, sunt despre nu, nimic. Dar cel mai rău, cel așa? Mai rău, cel mai rău dintre toți, cel mai rău, așa? Și cel mai chicios, și cel mai rău, și cel mai impostor, Steve Aoki, te dor ochii. De ce râzi? N-am auzit-o niciodată, e prima dată când tu ai scos acum. Îți zicea un prieten, dar Steve Aoki, mă dor ochii. Steve Aoki, te dor ochii. Sens că la DJ pune muzică, adică... Păi nu, mă, îți dă cu torturi în față, mă. Da, că era cu mă dor urechile, avea logică, dar Steve Aoki, mă dor ochii, n-are niciun sens, literalmente. Las că are sens. Dar știi că Steve Aoki e fisul lui Benihana? Da, asta știam asta, da. Ăla care are lanțurile Benihana. Da, e Tasu. Era Tasu, mă? Da, era Tasu. Bă, așa sunt și eu. Băi, dracu, deci nu lasă pe nimeni să intre. Toti, bă, are și restaurant. Da. Cântă, tăticule, cântă. Poate să vină și Gojira din România. Nu, bă, tăticule, lasă-l pe copilul meu. Toti mai ei cântă acolo, nu e ok. Le lua de undeva, avea o spârlă, că nu poți să arunci atâtea torturi și să, știi, să nu simți la pusul naș. Iar am pierdut o idee. Așa. Da, la Ana... Pan. Ai zis Steve Aoki și s-a dus gluma, aveam o glumă. Steve Aoki. Da, ce? Steve Aoki, te dor ochii. Ai râs? Nu, aveam, ăla nu, e cel mai aveam... lipsit de orice vezi. Vorbim și de muzică un pic. Facem hai, și... da, ai văzut că oamenii apreciază când dăm sugestii de ascultat așa. Muzică. Așa. Apropo de ce zici tu, m-am reapucat de ascultat Essential Mix de pe BBC. Extraordinar. Foarte bun. Fac o mărturisire, mi-am pus YouTube Premium. Regret că plătesc. Băi, nu mai puteam, nu mai puteam. Alerg, înțelegi? Mă se oprea din 5 minute și trebuia să mă opresc ca să dau skip când alergam și căștile îmi cădeau și să înțeleg, iau o vomă. Și am zis, Vlad, băi, de fapt, mușat. Nu, mint. Am mers cu avionul la Timișoara și n-aveam nimic downloadat. Și am vrut și eu să ascult pe avion ceva ca să scriu. Și mi-a zis, Vladone, trebuie să ai premium, prietene. Da. Puneți premium pe scara avionului. Așa ți-ai făcut? Și îți dai seama cum era? Da! Am plătit eu la premium firarea al dracului. Îți dai seama cum era la mine că înainte să pun premium? Că ascultam mixuri, da, boiler room, ce pula mea, ramen bass-uri, da. Și noi le absorbam acum exact. 30% mai mult. Exact. Și după aia librez pentru femeia din tine. Original Massive Jungle is Massive. Breaking up in the whole scene. Da, exact. Sau ascultai din asta, nu știu, Portishead. Și pe aia exact cum zici tu. Hei, trupa Zurli a lansat un nou film în Zdeiter. Veniți la cinematograf să ascultați trupa Zurli. Da. Trupa Zurli a lansat un nou film. Trupa Zurli. Hai zi o dată. Da, feeling like suicide. Trupa Zurli acum. Și exact așa eram. Super pietonii Zurli. Super pietonii Zurli acum pentru copilul. Suicide, foarte bun. Asta nu mă gândit să exact. Suicide. Ei, Trupa Zurli, asta să un nou film acum. Așa. Stai să termin. Apropo de recomandări. N-am terminat recomandarea mea. Vine The Smile. Vă fut în gură dacă nu mergem la The Smile. Voi știți ce e The Smile? Johnny Greenwood și Tom York. Adică da, știu că vine Tom York. Și vocalul de la Radiohead. Nu știu, n-am auzit. Da. Pe CNN, probabil, pe Antena 3. Sunt trupa de la Radiohead? 4. Și ei lați doi 5. Nu se simt prost? Băi, ăștia se proiectele solo, dar știi să faci. Dar toți au proiecte solo. Să lipsească unul. Toți băi, avem un proiect nou. Păi cum e? Păi suntem noi fără bobiță. Deci... Dar seama că Tom York a avut unul, a avut un fel de... Până la faptul că scoate solo, a avut și cu Mode Selector. Da, știu. A avut și cu Flea de la Atoms for Peace, cu bassistul de la Red Hot. Și Essential Mix, ultimul pe care am ascultat ieri și o să vă zic de care, asta vreau să zic de trupa asta, dar vreau înainte să zic de trupa de căcat. Deci nu poți să ascult pe Essential Mix niciun căcat de la Tiesto și alea. Bă, sunt niște aberații plicticoase și când sunt legate între o vom. Nu poți asculta. Deci, în fine. Da, nu, și am descoperit Zed's Dead. A, bine, mă. Scuzați-mă, eu n-am 2024. Dat. 2024.
Atât eram. Eu nu ascultasem Zed Dead. Uite, fun fact. Bine, dacă Denis era atât, era cu mulți ani. Avea 4 luni. Deci era fun fact. Iar o să fac ăștia mișto de mine că fac name drop. Eu am cunoscut personal pe Zed Dead la Paul, la Planet Age, în bucătărie. Fără Panaram. Bă, foarte bun. Mi-a plăcut mixul excepțional. Asta vreau să recomand. Vezi că au scos două piese foarte bune noi acum. Bă, dar e una cu ăsta, mă, cu Hamdi. Știi cine e Hamdi? Hamdi Damdi. Hamdi Cerchez. Hamdi cine? Hamdi Cerchez. Denis știe că na. Hamdi e un copil din Marea Britanie. Hamdi Al-Salam. Care a reinventat dubstep-ul, a readus, dar e dubstep-ul ăla de școală veche, nu e ăla cu drujbe. E foarte tare Hamdi. Cu drujbe. Bă, nu știu. Da, mă. Știu că mai minte niște dubstep, rezist la Essential Mix, poate să intre niște dubstep. Adică nu mult. Niciodată, numai, afară de câteva piese, niciodată chiar, n-am înțeles dubstep. Chiar la Zed's Dead, cred că are. Benga și Rusco și Scream și alea de pe la început și Code 9, alea se plăceau. Digital Mystics. Așa, și la finalul... Mi se pare cam AVC-ul muzicii electronice, așa. Ascultam și cu la tine și îți plăceau. Unele da. La finalul mixului de Zed's Dead, asta zicea Pete Tong ăla, că urmează un super, mega, super essential mix. Tom York. Pete Tong? Da. Pete Tong, da. Eu l-am văzut pe Tom York DJ set. Da. Și e bizar în sensul în care... era popular. Că doar că e bizar, Tom York. E super bizar. Nu, bizar. Pentru că am văzut pune mai multe... Pune poloneze. Bă, da! E fix în zona asta. Ori bagă techno de la obscur, ori bagă mazurci. Da, mazurci, exact. La balalaică. Da. We have come tonight for... Balalaika sound system. Balalaika. Nu, da, Tom York face așa, deci la aia face așa, la Tom York te-ți face suicide, creep, suicide. I'm a creep, yeah. I'm a nobody. Hai să... După asta le lansează un nou film acum, a venit să în cinema. Să bantustaneze la Lidl. Vrei să te bucuri de cele mai tari produse din Bantustan? Vino acum alături de noi la Lidl. Coadă de bouri și vomite de curcan. Suicide. Ceafă de pui murată. Bă, ceafă și mai de pui marinată bantustaneză. Capete de popânzăi la set de 6. Fiți atenți. Fritură de glezne. Trebuie să mai zic ceva aici. Nu știu dacă, cred că și voi cunoașteți 1-2 oameni dintre cei care pun vocile de la reclame. Normal. Dar cunosc mai mulți întâmplători care nu sunt neapărat din zona de acturie și nu, sunt foști. Baranga să vezi cum zic trei acum, Baranga să vezi cum, Sunt celebri. Eu zic de alții care nu sunt în actorie, dar bagă ei alea. Și nu mă mai gândesc la nicio reclamă, mă gândesc la ei. Înțelegi? Deci e foarte ciudat că mă gândesc la altceva. Deci când aud pulpele aia 4 lei, mai ții minte, mă, când mai dat creionul la agenție atunci. Ce? Eu le iau foarte personal. Eu recunosc vocea, sunt foști colegi de-ai mei și mesajul publicitar se duce în penis pentru că mi-aduc aminte. Eu ne ascult în radio, când mai merg cu Uber, ascult radio și tot așa am avut eu o voce de asta, dar nu zic cine. E o voce de asta celebră și am auzit reclamă cu el și mi-am adus aminte. Am pus mâna pe telefon. Bă, dai și mie banii aia odată. Cam așa. Bune, deci exact așa. Cam a fost. Așa. Îmi dai și mie banii exact. Aia odată. Dacă ai bani ca actor de asta de voce, dacă ai bani de dat înainte să iei o reclamă de asta celebră, trebuie să faci un calcul ce datorii ai, care sunt șansele să-și aducă ei aminte de jos câți bani primești, că s-ar putea să ieși minus. Eu la Gherila la un moment dat. S-ar putea să nu ieși minus. Eram în pandemie și... Praf, țândăr cu bani în pula mea și la Gherila la un moment dat într-o emisiune. Știu că m-am enervat și m-am uitat pe notepad după care aveam oameni care aveau să-mi dea bani. Bă, tu ai emisiune... oameni care să-ți dea bani pe notepad? Da. Da. Eu am un notes în telefon, de exemplu. Da. Aveți o hârtie cu creon? Nu, notes. Dar nu ți se pare că e mai safe să le ții gen pe notes-urile din telefonul de la ei mereu și poți să cauți efectiv după dat cuvântul datorii? Gândește-te că pică satelitul Elonie Muscă așa. În apă și se prăjește și s-a dus dracu toate datoriile. Bine, lasă-mă să te întreb un singur lucru. Prietene. Unde e hârtia? Zi așa, dar zi-mi repede unde e hârtia. Acum, unde e? În cap.
Știți că eu dau bani cu împrumut. Dar pe hârtie, tăticule, cum adică să ții pe telefon? Ăsta se poate prăji, internetul, da, cade internetul, bă. Ideea e că în emisiunea cloud-ul. La 12 ziua, imediat după știri, am început să citesc numele complet. Nume de familie și suma pe care mi-a dat-o la fiecare. Și am zis, aș dori să întrerup această emisiune pentru a face foarte corect, extrem Gicu. De important pentru mine. Următorii cetățeni care au datorii la mine sunt rugați. Ai făcut asta pe bune? Da. Pentru că vreau să fac asta cu cei care nu-mi răspund la telefon. Da, mă, dă-i în gât. Mă tot gândesc să dau... Vorbim la gherila. Fac un video. Câtă lume ai de luat? Ce bani? Da. În momentul ăsta nu mai am... Vrei să facem aici în lecene? Puțin acum. Nu, eu nu pot să fac. Nu de bani, nu, care nu răspund la telefon. A. Deci eu vreau să fac shaming. Bă, dar cum adică nu răspund? Nu-ți răspund la telefon? Mam, deci am o listă, nu mi-ajunge, înțeleg, nu mai pot. De câte ori ți-am răspuns în ultima vreme eu? Că mai tot sună. Tu mi-ai mai... N-am mai vorbit noi doi. Nu știu de ce. Eu am și niște bani la niște oameni, dar știu că oamenii ăia își doresc foarte mult să-mi dea banii înapoi. Nu, da, fără, bă, da. nu sună bine, adică au, nu glumesc, au un deziderat. Chiar sunt oameni care își doresc, știu, că și acum chiar își doresc, se roagă. Chiar... Se roagă la Dumnezeu să-ți dea banii înapoi, dar nu se dar da ceva. Dumnezeu să-i dau banii lui Tudorică. Nu, eu, chiar așa e. Se duc la dar absolut. Hai să vedem și... Zice Brad Pitt, stai să văd, poate pot să iau de la o doamnă niște bani să-i dau lui Tudorică banii Ultima știre în emisiunea de astăzi, în acest calup de știri. Da. Anchetă poștă română transformată în cărăuș de droguri. Traficanții acționează protejați de lege, secretul corespondenței nu știu ce este inviolabil, garantat de Constituție. Bă, iarăși din nou. Stai o secundă, Tudor, te întrerup. Acum s-a aflat asta? Băi, stai o secundă. Eu sunt foarte curios cine este, mă... Preiau cu tot cu titlul. Așa. Cine este Mădălina Lupu de la Insula de un Milion? Chiar sunt foarte curios. Da, mă ierți că te întreb. Putem să dăm pe aia? Hai! Discutăm, da. Nu, continuăm și aia, dar nu mai pot. Deci mai spart. Roxana Nemes a pregătit deja camera bebeluș. Nu ne cine cine Mădălina Lupu de la Insula? Da, chiar e o întrebare pe care și eu mi-o pun. Cine este... Dar nu înțeleg la ce vă așteptați. Adică este... Da. Da, este... Este tabăra sudicilor. Foarte interesantă. Iar de la vârsta de 2 ani locuiește de mama ei în Spania. Uh-huh. Gata, suntem ok, putem să mână apoi. Chiar am curios că titlul este incitant. Cine este? Chiar sunt curios cine am aflat. Așa. Nu-mi vine să cred. Deci, poșta română, uite-te și tu ce imagine are poșta română. Uite cum arată cântarul. Băi, stați o secundă, aici am eu ceva de zis. Nu o dau în altă parte, o dau aici. Băieți, voi mai știți instituție de state, nu? Nu s-a privatizat. Nu. S-a falimentat. Vreau să vă... doar. A, nu știu, nu mă bag. Poșta Română merge foarte prost din punct de vedere financiar, un deficit foarte și mare. Și mai Royal Mail merge destul de prost. Se desfințează, nu cred. Se desfințează poștașii. Nu știu dacă voi știți treaba asta. Da, dar vreau să zic că... dau disuri în parcări. Nu, fac fără catering, și ăștia chiar așa niște oameni care chiar practic... Vreau să laud Poșta Română pentru cel puțin un lucru. Că mi-aduc droguri. În afară. La ora 19:30... Drogurile au venit. Lumina este aprinsă la poștă. Încă n-a plecat nimeni. La 19:30. Păi lucrătorii de la poștă, tati, în marea lor parte, că am și cunoscut câțiva... Bă, mi-a picat la 19:30 dacă la trebuie să te duci... Oameni foarte conștiincioși care își au treaba aia în serios pe niște salarii mizere. Băi, la ora 7:30 seara este deschisă poșta. Altă chestiune de natură semantică, vă rog, stimați. Nu vreau să sărim subiectul. Mă cac în toate băncile din România care închid... Am și făcut un material mai demult, dar cred că îl reiau. Da. Care băncile se închid la 5, mă, mâncați. Da, mă, program de gravide. Băi, bă, dar du-te, mă, adică trebuie... Și sunt în situația în care după ce au stat pe străzi 25 de ani livrând plicuri pentru oameni și pensii și așa mai departe, vor fi scoși și anticipat la pensie pe niște pensii de super căcat. Îți zic asta, nu știu, bunica mea i-au comunicat să-și deschidă cont la bancă pentru că pensia nu va mai veni cu poștașa ei acasă și poștașa ar fi scoasă anticipat la pensie. Poștașii fiind în situația acum în care au salariu gen 2.000-2.500 de lei pe lună și bazându-se pe șpăcile pe care le dau pensionarii. Doamne. Adică, cu alte cuvinte, sunt niște livratori fan-curier săraci. Mi-a adus aminte o imagine extraordinară. Mulțumesc pentru această imagine. Stai, mă, să zic. Stai, mă, nu, că... Poștărița care venea și aducea pensia lui bunica mea, lui Buna.
o doamnă așa mai solidă, cu acea uniformă, rochia aceea albastră și cu geanta aia mare așa mișto. Ce frumoasă era chestia asta. Era cum s-a terminat, s-a terminat, s-a terminat. Dar știi și... că nu e ok treaba asta, știi de ce? Uite, dacă statul român ar fi condus de oameni inteligenți, nu e cazul. Uite, asta e o măsură foarte bună de întreținut bătrânim. Dacă l-ai tăiat și chestia... Bă, bunica mea aștepta poștărița de două ori pe lună, aștepta poștărița și când venea era o bucurie, îi făcea un ceai, deci doamna poștăriță nu venea și dăsa pensia și pleca. Stătea la o vorbă, se discuta. Deci nimeni nu se gândește la bătrâni în România, sigur o să fure unei, dau agenție de publicitate, asta vă zic clar. Asta era un serviciu extraordinar, să mai vină poștașul ăia, mai schimba o vorbă. Știți că afară lumea se chinuie, ce să facă cu bătrânii? Mai schimba o vorbă, mai tăgea o linie. Bă, corect! Mai făceai o jumică, o babă, știi mă, ce zic? Scuză, mai luai o jumică. Scuză-mă, mai, pentru un bătrân, să era un deci eu aș pentru ține... bătrân, exact. Eu aș mai, ține poștașii, dacă mai, aș fi proști ăștia de ciolacu și ciucalacu ăla, aș ține poșta și numai ca să mai meargă la bătrân, să mai... Să vadă ce fac, cum ar să întreți. Bă, tată, i-ai tăiat și chestia asta. Știți că afară lumea chiar se preocupă. Adică eu înțeleg digitalizarea, dar atenție, sunt țări și țări. De exemplu, uite, chiar citeam acum un articol interesant legat de cash. Țări, legat de cash. Germania, de exemplu, este reticentă în a desfința complet cash. Și atenție, asta nu e o discuție suveranistă. Dacă suveraniștii, lăsați-ne că a aflat ăștia de la noi, că a făcut aia din Austria, că așa la noi sunt niște cocalari, ca să fie clar, că nu susținem pe vreun labagiu. Dar nemții asta așa, bă, cash-ul este un element important de siguranță și mental a omului și de control și mai ceva. Cum a zis mai devreme, bă, să prăbușește satelitul în apă și s-a prăjit, s-a dus dracu tot sistemul financiar. Nu te ajută că mai ai 300 de euro în buzunar. Ba da, Tudor. Cred că n-ai fost în situația în care să ai niște lei. Ajută nu... starea generală de panică. Ai banca cu austriacă galbenă. Nu ceea ce eu ce stai să zic. Da. Ții minte când a căzut 3 zile? Nu. Eu țin minte. Tu știi dar ce? A căzut, stai un pic. A căzut 3 zile. Nu poți să-ți accesezi aplicația. Nu. Da. Banca. Nu m-a căzut. A căzut, mă, banca 3 zile. Tu, Dore, nu puteai să te duci să iei nimic nici de la bancă, mă, nici de la bancă și a fost și în weekend. Păi eu asta zic, eu zic că în momentul contrazi-mă în care e o explozie solară, pică bomba, se întâmplă ceva și sistemele bancare bine, și sistemele ai contrazis Germania. Informatice nu mai funcționează. Am zis, Tudor a contrazis Germania. Faptul că ai 300 de euro în buzunar nu mai înseamnă în pula mea nimic. Prietene, se blochează nu tot. Ai dreptate. Okay, 3 zile cât se repară căcatul de sistem, că se repară măsa, că n-am vorbit de apocalipsă. 3 zile cât durează, pe bune, durează 3 zile să se repare. Bă, alea 3 zile nu e panică în țară. Oamenii, adică am citit articolul așa, eu fiind complet, eu n-am cash. Bine, am întâmplător pentru că nu-l folosesc. Deci eu am cash pentru că nu cheltuiesc. Știi că sunt numai cu online, adică eu chiar nu folosesc bani de hârtie, că nu chiar eram 100% pentru această căcat online cu cardul rahat. Plus că și mental, știi că e mai ușor când te doare, știi? Te doare, se descarcă căcatul ăla de substanță nasoală. Păi bune, așa a făcut... Dar se numește zgârcenie în pula mea. Nu, așa a făcut bani Elon Musk când a făcut PayPal. Că s-au făcut acele studii care au cheltuiești mult neuro, mai fără, dacă nu vezi bani. Deci, da, și pe baza acelei statistici care spune că oamenii cheltuiesc mai ușor da, folosind căcatul ăla de plastic, business-ul a explodat pentru că PayPal căcat. Da. Așa. În alea 3 zile, bă, poți să-ți iei o pâine, un lapte, un căcat, o hârtie igienică. Dacă a căzut sistemul financiar și tu n-ai decât bani pe card și tu îmi spui mie că nu, oricum totul e de căcat, chiar că e de căcat că o să rămâi fără hârtie igienică și o să te ștergi cu prosoapele. Ca să nu zic că te ștergi de ușă sau alte chestii, înțelegi? O să mă spăl. Da, dar crezi că asta este soluția? Să nu te speli tu la curmă măcar o dată în viață, mă, că nu tot gândeam la asta. Plus că dacă e apă rece, dacă tomații se face, reface termoficarea și apă rece... Eu nu pot să mă spăl, fără să mă spăl nu pot. În cel mai rău caz, șervețelul umed. Ai ajutat niște amă, nu? Stai. Deci, dar la tine cum e? E șervețelul uscat, umed și după aia din nou uscat? Întotdeauna. Nu cred că discutăm așa ceva. Așa zic, gata. Nu cred că discutăm așa ceva. Sper că nu le alungi și în toaletă. Sper că nu le alungi și în toaletă. Nu.
A mințit. Nu, depinde, pentru că sunt alea, sunt alea care sunt... Alea înfundă toaleta, prieten. Nu, nu, sunt unele care sunt șervețele umede. Deci la fund? Special de toaletă. E igienică umedă, practic. Da. Dar de ce discutăm căcatul ăsta, ba, ca să zic așa, doar ca să mă contrazică, Tudor? Stai, Tudor tocmai s-a certat cu Germania, mă. Bă, zi să dea știre. Tudor Marin desfințează Germania și autoritățile financiare. Bundesbank. Motivația că pică toate sistemele informatice care țin bani și populația se va descurca pentru că fiecare au între 20 și 177 de euro în buzunar. Deci aici te-ai aruncat, asta mi se pare că nu. Ai confirmat. Asta mi se pare că e o deci prostie. Eu zic că foarte asta cum. Adică, lasă-mă să zic. Sunt multiple pentru care e corect să existe cash și sunt de acord deci, cu existența. Cât se aduce mai jos, cu atât se afundă încărcat. Tudor Marin declară. Când Germania am, suge pula. Când am zis că să vezi de ce. Când am zis că ce? Să nu îmbunătățești această emisiune, la asta m-a referit. Deci te-ai dus încărcat. Te-ai grăbit carața la muci, te-ai gândit la consecii. Crezi că sunt niște tâmpiți care au zis sunt niște tâmpiți acolo în Germania care nu s-au gândit că când face totuși personaje, face cash-ul ăla este, bă, o siguranță mentală cel puțin în morții. Crezi că sunt tâmpiți? S-au gândit, mă, la chestia psihologii, nu că rezolvă problema mondială a sărăciei cu banii ăia. Dar nu am zis asta. Ba da, ai zis nu. Că e de căcat și nu ai nevoie. Nu, de căcat, iarăși interpretezi. Și acum te-ai certat cu Germania. Te-ai certat cu Germania. Se numește Stroman ce faci tu. Tu ai inventat un personaj de paie care susține ceva ce eu nu susțin. Eu da, spun că greșești. E corect să existe nu. Cash. Eu zic că e corect. E corect pentru siguranța mentală a oamenilor chiar. Uh-huh. Și o chestie psihologică. Yeah. Că oamenii cheltuie mai puțin în felul ăsta. Din toate motivele astea, minus prostia, că dacă se întâmplă ceva și ca sistemele informatice, bancare și tot ce înseamnă sisteme financiare, treaba se va rezolva din cei câțiva firfirei pe care oamenii au în buzunar. Gico, ai numărul de la Bundesbank? La mea. La mea. La cine sunăm? Păi nu, acum dau să sună Tudor. Zi-mă, 6, de căcatăn, ia, dă-i la Bundesbank. Nu e Bundesbank. Zi, uite, alo, Bundesbank. Nu vreau să spun asta. Eu, Tudor Marin, ich bin ein... Cu poșta. Eu mă chinui de un sfert de oră să zic, doamna Mateescu, băgați Vila Lobos, că a venit pachetul din Kabul. Atât, din Kabul. Da, asta cu... Dă-te mai jos, Denis. Bă, asta cu droguri prin poștă, voi nu știți de asta de ceva timp? Știu de minim 10 ani, bă. Adică... Ba da. Nu e ceva... Dar ce vrei să zici? Că... Ce să facă? Să miroasă doamnele de la poștă? Bă, în principiu... Când se treacă... În principiu, da. Cum funcționează afară lucrurile... Pachetele trec pe o bandă de asta, ca la aeroport, știi? Trec pe o bandă printr-un detector care, dincolo de explozibili și alte căcaturi, detectează și substanțele. Tu ai văzut cum arată o poștă română? Exact asta vreau să zic. Dar nu e problema. Detector de căcat ar trebui. Nu există. Deci cel mai urât WC-ul. Deci de la un restaurant privat arată ca cea mai frumoasă poștă. Deci pe asta zic, Petre, deci este... cum arată. Deci poșta este cam ultimele locuri în care mai intri în trecut. Mie-mi place. Mie-mi place, inclusiv doamnele alea sunt aceleași. E minunat. Deci intru din două... Stai o secundă. Când mă duc eu pe Iancu de Hunedoara acolo, la poșta aia de acolo, și când intru, bă, și la 7, și sunt doamnele alea, deci intru din 2024 în 1991, așa. Înțelegi? Deci sunt... Stai! Cum trecea la mă Terminator în altă dimensiune. Deci așa trecă. Când intri pe ușa aia de la poștă, 1980... Se referă la lichid care trece prin integrat. Aia ta știu eu, că n-am văzut filmul, nu mi-a plăcut. Așa nu mi-a plăcut filmul pentru că nu l-am văzut. Terminator, zigic. Apropo de Terminator. Aolo, nu. Că fix asta mă ia. Stai, n-ai zis cu țestoasele ninja. Nu. E un episod în care Terminator se întâlnește cu țestoasele ninja, dacă... Iată. Pus să văd. Băi, ce voiam să zic. Da, și, nu, dar... Apropo de țestoase ninja și Terminator, Vlăduța lupă prima apariție după ce a anunțat. Bă, te rog. Nu mai vreau. Mama este din nou să... Bă, da, mi-a trimis cineva, de la Vlăduța lupă. Roxana Nemeș, dați-o pe aia. Bă, terminați cu astea, vă rog, ceva... provocați. Am văzut o... Delia șochează din nou lumea. Dăm click pe un link, nu se întâmplă nimic pe linkul ăla, dăm click înapoi. Mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis. O retardare, da. Mulțumesc din suflet tuturor celor care i-au scris
doamnei Vlăduța Lupău în comenturi pe Instagram, am venit aici de la LCN. Deci este, există. Există, a dat? Da. Bă, să ne dea femeia judecată, să mori. N-are de ce. Că noi exprimăm noi o placem. Adorația și prețuirea pentru Dumnezeu cât se poate. Am declarat că o placem. N-am zis nimic de rău. Vă aș vrea că în poștele astea. Plus că e rage-ul nostru de muzică să vorbim despre Vlăduța Lupău, chiar, bune, e un compliment. Și apropo, de ce această instituție de stat reprezintă și un eufemism care este cât se poate de descriptiv legat de anumite practici sexuale în... Totdeauna i-au luat mai mult să proceseze. Da. Era inevitabil. Asta e farmec pe emisiunii. Voiați observa că la Poșta Română lucrurile au început să se biodegradeze, adică să se tocească, efectiv dispare fizic. N-ai văzut că sunt în podea, e gaură. La ghișeuri. Nu sunt toate la fel. Nu. Unele s-au mai mult. Păi unele s-au modernizat, frate, eu am fost, dar nu sunt ok. 2 ani și oamenii aveau imprimantă matricială, boss. Nu știu ce e aia, dar mie pare rău că le renovează, pentru că alea vechi sunt mișto. Aia adică vă rog să nu... Aia care face... Și durează să sugerează ceva gen 5 minute în pagina. Deci este ceva care zgârie hârtia. Care bă, stai pentru o pui. Cred că e unul care scrie acolo în interior. Băi, frate, deci este rău. Dar eu nu vreau să le renoveze. Mie alea îmi plac. Dintr-un 91. Nu, asta noi n-am, bă, nu știu. N-au niciun farmec. Și acum i-a băgat și că trafic de droguri săraci. Ce să urmărească? Ce echipamente au? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să existe poștaș de droguri, cum e câinele de droguri, să fie un rezervoar mailman. Cum e unul care îl pune să unul care să ia și să identifice, să nu e. Ăsta are, știi? Ăsta n-are. Ia dă mai jos puțin. Uite, aici ia dă puțin în sus. Nu, mai dă un pic în sus, că vreau să mai zic ceva. Că a zis spre 2, mai sus, spre 2 că bătăria cu drogurile la categoria adulți în momentul ăsta e pierdută. Bă, a zis după accidentul din 2 mai și se pare că mai jos puțin, dă-i la statistică. Lumea l-a certat pentru declarație. 26.293 de cauze de soluționat. Da, bă, pentru că sunt multe cauze de căcat. Apropo, vă recomand. Pentru trafic. Asta este de trafic, vorbim de trafic, nu de consum. Bă, la noi problema drogurilor este tratată foarte greșit. O să vă recomand, o să văd. Am fost eu acum la Timișoara și am prezentat acea piesă de teatru despre păcănele la copii. Bă, 150-200 de copii în sală. Foarte ok piesa. Ce preferau, mică, mare sau roșie neagră? Bă, și la final s-a făcut o discuție despre droguri și în sfârșit... Că zic, m-am simțit bine să stau între psihiatrii. Să vorbesc cu niște copii despre droguri. Păi da, și am vorbit cu niște psihiatri foarte deștepți. Sper să primesc postarea și să punem link-ul. Băi, trebuie spus în clar. Trebuie legalizate anumite droguri. Să încetăm cu căcatul ăsta. Adică România a ajuns găina Europei la capitolul ăsta. Tocmai anunțat ce mai spune nimic. Conținutul recreațional de cannabis. Băi, nu se poate. Nu se poate. Avem nici cei mai idioți politicieni din lume sunt în România la acest capitol. Și vorbeau oamenii ăștia care se plice. Bă, faci mult mai mult rău construind această legislație nu doar restrictivă, ci super punitivă, care îi omoară pe copii. Îi omoară, frate, îi pune să și mai fac un lucru foarte rău. Și asta l-am constatat auzind de copii cu bani. Nu vorbesc de dobitocul de... Iar am uitat cum îl cheamă. Ăla din 2 mai? Da, nu. L-au prins pe ăsta cu droguri. Rapperul, cum îl cheamă? Care, mă? Cine? Ghesu? Nu, mă, din America. La l-ar dracu. Ăla, mă, s-a încur. Puie. M-am dat nimic. Nu, mă, nimic nu te-a uitat. În fine... Îi face pe copii să li se pară cool chestia asta, inclusiv traficul de droguri. Deci există copii de familii de bani gata, dar nu că bani gata pe 3 vieți, care fac trafic de droguri. Bani încheiați. Știi că sunt copii de bani gata și mai sunt copii de gata banii. Care... Și am dat-o eu și după aia au ciordit-o niște băieți de pe nu știu unde, că aș vrea să am un copil de bani gata și a ciordit-o niște băieți de pe la stand-up, așa am auzit. La Tetelu a fost, nu știu.
Cine ți-a furat glume? Nu, și s-a cine dat. Am aflat niște glume care se dau, care au fost la tetelul cu sarea în bucache și alea s-a dat frumos de pe gherila. În fine, nu mai contează. Discutăm altă dată. Păi nu că... S-a făcut trafic de glume. Deci copiii de bani... S-au trimis din poște glumele lui Mușa. Ați deturnat. Copiii de bani gata. Așa. Găsesc și aia de bani negata, găsesc atractiv această activitate pentru că e din ce în ce mai ilegală. Ăsta e un mare căcat care li se întâmplă, că nu poți să-i scoți copilului din cap că e cool să fii ilegal. E cool să fii ilegal. Eu nu știu cât de mult adevăr e în chestia asta. Tudore, nu pot să zic... Adevăr factual. Nu pot să zic, înțelegi? Eu nu știu cât de mult adevăr factual e factual. Discutăm. Nu e... Adică nu știu dacă ăsta discutăm. Este un factor motivant esențial în consum. Bosule... Înainte, faptul că e interzis. Tati, da. Stai o secundă. Înainte, este și în filmele. Sunt cântăreți care fac trafic, pentru că e cool. Înțelegi? Nu e ce asta, nu e ok. Sunt cântăreți care au făcut trafic înainte să fie cântăreți și au continuat după. Oare de ce? Dar, atenție, e și în filmele americane chestia asta. Înainte, femeile făceau dragoste cu bărbații care le procurau chestia asta, pentru că era cool. Înțelegi? Este, cu cât interzici mai mult, cu atât e mai cool. E ca, să fii ilegal. E clar că orice chestie este foarte, la noi e foarte cool. Nu poate fi tratată polarizat. Adică nu poate fi tratată între legalizăm tot sau interzicem tot. E clar că niciuna din variantele astea n-au cum să fie corecte. Dar n-a zis nimeni asta. Eu vorbesc de discursul psihiatrilor, psihologilor. Discursul legal în România, mai degrabă acum, migrează către direcția interzicem tot și dăm pedepse foarte nasoale. În acest caz, Rareș Bogdan ar interzice poșta. Deci, pe logica lui, cam foarte bună încheiată, Gicu, extraordinar, foarte corect. Foarte, Rareș Bogdan, interzice poșta, bă. Păi asta fac, săraci, că i-au dat pe aia vara anticipat. Avem probleme cu droguri trimise pe poștă. Interzice poșta. Acasă poștășii. Îți dai seama și câte mesaje extremiste să trimit prin poștă. Că trimite ăștia. Nu știi că eram în poștă. Ne-am cutia poștală de la partidele extremiste. Bă, da, frate, deci... Desfințați poșta, corect. Asta e, decât TikTok, nu mai bună, și lumea, numai bine și, poșta. Și lumea nu-și dă seama că automat dacă legalizezi și controlezi, apropo, e bine, e rău, zic așa, că în Elveția există propunere de lege, s-ar putea să treacă. Cocaină. Pentru cocaină recreațional. E primul stat din lume care propune asta. Dar revenind, asta nu știu dacă e bine. Dar revenind... Bă, eu iau de bună ce zic specialiști. Treaba e că în felul ăsta, dacă tu nu mai te chinui, de exemplu, să-i prinzi pe toți aia cu iarbă sau pe toți aia cu cumva droguri mai ușoare decât alte droguri, gen fentanyl, heroină și alte te chestii... Te focusezi pe altceva. Te concentrezi pe altă chestie, că resursele tot alea sunt. Logic. Doar că nu-ți mai pierzi. Doar că la noi populismul este la putere. Lasă suveranismul, lasă populismul. Păi, dar știi cum prost se rezolvă asta? Cu tineri ieșind la vot, boss. Cu tineri care nu mai sunt absorbiți cum au folosit chiar în ăla cu TikTok-ul, pentru că, bă, ei atât de tari sunt în comunicare că ei singuri se fut în gură spunând că oricum segmentul de vârstă 18-35, oricum chiar dacă e cu TikTok-ul cum e, oricum vor fi absorbiți, fiind alegerile dintr-o singură tranșă, vor fi absorbiți de masa de votanți majoritară care sunt 50 plus. Bă, da? O sug în cheș. Și asta nu, băi, soluția asta e. Dacă s-ar mobiliza tinerii la vot și ar începe să reprezinte un segment important de votanți din România, ar fi atenți și la legile astea care se dau. Bă, dar pot să pun și următoarea întrebare care îți strig legată de o logică de asta elementară, așa. Așa. Dacă tot băiatul ăsta a lucrat în comunicare și în presă atâta vreme și pula în pizdă. Care băiat? Ei, care băi? Azi mai nu mă lasă-l pe Dragoș. Tu nu ești atent la discuție. Așa. Nu e atent. Tu ești de la Rareș Bogdan. Așa. Așa. Mă, cum pula mea? Adică tu când alegi să comunici ceva și vizezi o anumită categorie socială în pula mea. Da. Tu cum pula mea alegi să comunici chestia aia? Că ce a făcut el acum plângându-se de tinerii care s-au absorbit de masa votantă majoritară e ca și cum te plânge în cărți că nu mai citește lumea.
Deci e atât de inutil în pula mea. Nu, tocmai că el mare zice... Mare ce întreb eu? El zice că e nasol că n-ai pe întrebat, TikTok ai zis. Îi manipulează pe tine și tot și la final zice ceva. Nu. E, oricum, nu contează că am făcut alegerile dintr-o singură tranșă. Vorbesc serios, așa e citatul. Și oricum, segmentul ăsta, și că nu reprezintă un așa mare risc ce se întâmplă, că oricum va fi absorbită de masa majoritară de votanți care sunt la 50+. Deci dacă vor tinerii cumva să se schimbe ceva în sensul legilor ăstora, se întâmple legi, de exemplu, cum au propus și unii de la USR, apropo de legea consumului, legi de genul ăsta, bă, trebuie să iasă să voteze. Problema de ce este să că... ne mai căcăm? Bine, USR-ul a smart filozof. Nu contează, dar n-ai cum. Hai să... Problema e că le-au dat în cap. Deci acum, dacă te uiți la Antena 3 CNN, că acolo îi cheamă pe genul ăsta de invitați, la DJ mai spălătuți așa un pic. Ăia, numai partidul 3 grame, le zic, la ăștia de la USR. Păi futu-ți paștele, mătii, tu vrei să rezolvăm problema asta cu drogurile și tu, prima dată când apare unii care ca și 3 grame, vă rugăm, păi le dau un cap. Numai, nici USR-ul nu mai are curaj și să zică 3 grame, nu mai zice nimic. Plus că noi avem marele avantaj de a fi o țară înapoiată. Păi noi avem un mare avantaj că suntem o țară înapoiată. Da. Și putem fi în privința unor legi, așa cum am fost în privința internetului. Cablului. Pe noi internetul prost ne-a sărit pentru că a apărut atât de târziu în România, încât s-a montat direct fibră. Ei au rămas cu cupru. De era sigur că da exemplul ăsta. Merge netul prost afară. La fel și la legi. Bă, dacă în toate țările vestice, toate țările non-totalitare, non-cretinizate, care oricum au niște regimuri cretine, ne uităm spre vest, spre nord, spre aia unde funcționează, au trecut prin experimentul coerciție, băgat numele la pușcărie, război împotriva drogurilor total, cum zic ăștia. Zaruri. Bă, și a fost un eșec peste tot. N-a funcționat nicăieri. Nu în America, nu nicio țară n-a funcționat. Și acum toți au mers spre relaxare, reintegrare socială, concentrare pe drogurile cu adevărat nasoale. Zaruri. Zaruri. Noi am ales noi. Adică cei care avem conduc... un avantaj de țară păi înapoiată. Da, dar noi avem dezavantajul că țara este condusă de cretini populiști. De cretini retrograzi. Că ei știu. Retrograzi. Pentru că dacă atenție, te uiți vara trecută... Ei știu. Ei știu. Copiilor și-o dau. Pentru că dacă te uiți vara trecută, în august, România avea probleme de cenzură a textelor cântate de artiști și probleme cu droguri, da, care se discutau în Statele Unite în anii 70, boss. Da. Bă, să-mi bapulă. Deci au trecut ăștia 50 de ani de evoluție umană absolut degeaba, pentru că noi suntem conduși de niște cretini retrograzi care nu sunt stare măcar să fie conectați, boss. Și știi de sau, ce? Sau eu... și mai grav, sunt conectați și cu bună știință nu vor să fim noi conectați la nivel cu social. Cu bună știință și fii atent, mai adaug ceva la ce ai zis tu. Keep them in the dark, ca să poți să controlezi mai zi, știi, așa zici și ăștia care se dau ai democrați și se bat cu extremiștii, sunt atât de lipsiți de originalitate încât copiază discursul ălora, deci noi ne batem în populism, că aici e problema. Că ăștia ca să-i bată pe așa, cum le zic ei extremiști, de fapt le preiau discursul și îl fac mai rău. Aici e belea. Că nu o să zică, domnule, ăia sunt extremiști, noi suntem invers. Deci noi suntem opusul a ceea ce cere aia care, domnule, să se interzică. Cam asta e cu ăștia, așa zis și din direcția suveraniști. Noi suntem invers. Nu. Ei se bat ca să fie mai populiști decât aia, mai suveraniști decât aia. Aici e belea. Că sunt niște copiatori, niște oameni slab dotați intelectual, care se bat cu aia urcându-se în capul discursului alora să fie ei mai suveraniști, ei mai populiști. Să facă aici copilul prea de pușcărie, dar să facă copilul prea de pușcărie, dar să facă și vârstul. Și o chestie, da. Și o chestie care poate să fie puțin populară în cazul ăsta cu 2 mai, nu au înțeles de ce, sau de fapt au înțeles, dar zic așa, de ce problema este legată de droguri în principal și nu de sistemul din poliție care a eșuat. Lumea uită că pe ăla l-au lăsat să plece cu droguri în mașină, drogat cu mașina. E ca și când ar fi unul cu o mască de porc de aia pe cap și cu o drujbă târâtă după el, înțelegi, îl oprești și zici, bă, parcă am psihopat, să-mi bag pula aia să vedem. Aole, tu chiar e psihopat, de mai departe, du-te. Da. Nu. Bă, e psihopat, deci, nu sunt să moară familia mea. Ceea ce s-a întâmplat deja. Ce au pățit oamenii aia este o chestie care, statistic vorbind, este foarte improbabilă. Să fie omorât de un psihopat, că ăla eu chiar cred că are niște probleme de psihopatie și el și neamul lui. Să fie omorât de un psihopat, statistic vorbind, e foarte improbabil. Un psihopat motivat de droguri. Dar felul în care sistemul a eșuat
la rând, că nu există, nu există o chestie clară pietonală între două stațiuni în care lumea circulă pe jos de 20 de ani, că poliția lasă să plece cu droguri, că toate chestiile astea. Și la final, principala ta problemă sunt drogurile. Câți psihopați drogați omoară lume pe an? 1, 2, dacă pula tu mea. Funcționezi ca organ al menținerii legii. Câți oameni mor din cauza eșuării statului, pan? Păi în pula mea, mii. Nu se poate pedepsi, aici e problema. Că nu poți să pedepsești tot statul. Aici e beleaua. Aici Bogdan. Exact așa. Aici e beleaua. Nu poți băga... DNA-ul. Da, păi da, nu, da, mașinile. Problema e că nu stai, poți... unde era la, unde era, unde, unde a intrat ăla pe drumul dintre... Din Mangalia. Dintre 2 mai și Vama Veche. Desfințând 2 mai Vama Veche și drumul vama dintre ele și a rezolvat exact problema. Problema e că nu cu poți ce, băga... Cu ce cu mașina? Fără mașini în România. Interese mașinile în România. Nu poți ce băga... mașină era? BMW. Fără BMW-uri în România. Problema e că nu poți băga statul la pușcărie. Hai! Concluzie. A trebuit statul băgat la pușcărie. Păi vine Rares, bă. Da? Deci problema, îl băgăm la pușcărie. Băga statul la pușcărie, gata, ca să se rezolve. Bine, asta a fost, a fost cu de toate. Vă mulțumim, vă pupăm, like, subscribe, mai ales că ați ajuns la final, măcar pentru voi. Dacă toți ați ajuns, nu pentru noi. Desfințați-ne în comentarii. Da, exact. Și să, pot să zic și eu aici, bă, să susțină și pe ăsta, da, tetelu. Pe ăsta micu, pă. Bă, faceți-vă patron, dar nu numai patron pe gratis, de patroni care... Bă, nu, nu, nu mai face atâta reclamă aici, mă, nu mâncate, am cum, nu mai pot să fac filmele okay, alea, m-am okay, săturat să-mi bată vântul asta, în Dragoș, microfon. De ce pula mea mă tot întrerup când vorbesc? Și BBC-ul băi, cere nu mai, donații. Nu mai face atâta BBC-ul reclamă. BBC-ul cere donații. Geam. Nu fac mai reclamă. Băi, deci fac donații, nu mai, zic, băi, nu mai dați lații, că înainte ziceam să da toate platformele. Nu, la nicio altă platformă. La nicio altă platformă. Ca să pot să fac filmulețe, îmi bate vântul microfon, Gicu, știi ce nașpa e? Să stau... Bate altă parte, stai da! Bă, asta sună melodie da! De etno. Bate vântul microfon. Tudore, da, bate vântul microfon! Tu știi ce nașpa e? Să stau afară și să nu pot trage câte... Bate marșul prezidențial să terminăm cu TikTok pe marșul prezidențial. Câte 20 de minute că bate vântul, că să aștept un pic să nu mai bată. M-a săturat! Bine, nu m-a săturat, mint. O să fac în continuare, dar sprijiniți, bă, fraților. Ridică-te. Băiat din popor. Dar nu o să intrăm în cadru. Bate vântul în microfon. A trebuit să ne ridic. Oh,